Capitolul 13. O nouă realitate. Lumina soarelui ce se revărsa prin fereastra dormitorului meu mi-a întrerupt visele. Cu 10 secunde mai devreme, în lumea din visul meu, eram la liceu cu prietenii mei, vorbind și râzând în timp ce măsuram cu pași mari coridoarele. Mi-am dat părul de pe față și m-am frecat la ochi. Astăzi este duminică. Ura! Azi nu merg la școală. Am simțit aroma cafelei tatălui meu și am auzit pe părinții mei vorbind în bucătărie. Deschizând ochii, am privit pe fereastră și apoi spre ușă. Atunci l-am zărit, un scaun cu rotile. Într-o clipă, amintirile tuturor lucrurilor ce se petrecuseră m-au înăpădit ca o palmă peste obraz. Ceva s-a frânt în sufletul meu. Bun venit la realitate. Kristen, e timpul să te trezești. În camera a intrat mama. Ai nevoie să te ajut să te pregătești de mers la biserică? Vrei să merg la biserică? Numai gândul în sine mă făcea să mă simt obosită. Era atât de greu să mă ridic, să mă mișc. Călătoria cu mașina îmi producea durere. Chiar nu știau cât de greu avea să-mi fie să ajung până acolo. Mamă, nu sunt sigură. Trebuie să mergem neapărat azi. Știam că părinții m-ar fi ajutat, dar nu voiam să fiu dependentă de ei și apoi oricum mi-ar fi rămas destule de făcut singură. Da, trebuie. Ne va face bine. Sunt o grămadă de oameni acolo care vor să te vadă. Fie. M-am ridicat în capul oaselor, încă nu foarte convinsă că era o idee bună. O oră mai târziu, urcam cu mașina dealul înspre biserica noastră. Părinții m-au ajutat să mă transfer în scaunul meu cu rotire. Ușile mari ale bisericii dădeau spre locurile de parcare și pe măsură ce m-am apropiat, am observat că până la ele trebuia să urc o treaptă. Grozav. Din nou aceeași problemă. Un lucru era sigur, nu puteam ajunge de una singură în biserică. Am rulat scaunul până la treaptă și m-am oprit. Parcă ar fi fost 100 de trepte stivuite înaintea mea. M-am simțit din nou neputincioasă, slabă. Tu apucă scaunul dintr-o parte, iar eu am să-l apuc din cealaltă, i-a spus tata mamei, după care m-au ridicat peste mica bordură. Atitudinea mea acră s-a schimbat când am văzut că toată lumea dinăuntru îmi zâmbia. Mulți dintre ei îmi trimiseseră bilețele și flori la spital. Mama mi-a spus că pregătiseră și mâncare și trimiseseră bani în caz că aveam nevoie. După serviciul divin, mulți s-au apropiat de mine și mi-au luat mâinile între ale lor, m-au bătut pe umăr și m-au îmbrățișat. Mă bucur atât de mult să te văd. Suntem atât de fericiți că ești încă aici. Ești foarte frumoasă azi, Kristen. Dragostea lor evident îmi făcea bine. M-am simțit normală ca și când aș fi aparținut undeva. După ce a plecat aproape toată lumea, părinții mei mai vorbeau încă cu câțiva dintre prietenii lor. Știam că nu puteam coborî singură treapta aceea până în parcare, așa că îi așteptam într-un colț al foaierului. O femeie pe care nu mai văzusem până atunci s-a apropiat de mine. Purta o rochie masivă de culoare roșie. Era înaltă și slabă, iar părul satin, cu fire cărunte, era prins într-un coc. Câteva șuvițe subțiri încadrau fața. M-am uitat la ea și am zâmbit, așteptându-mă să aud aceleași vorbe pe care le auzisem întreaga zi. Bine că nu ți-a ieșit tentativa de sinucidere, mi-a spus ea. Te duceai în iad dacă muriai. Nu am știut ce să spun. Cum să răspund? Așa că am stat pur și simplu acolo. Ce m-a surprins a fost că a spus-o pe un ton atât de factual, ca și când m-ar fi anunțat că cerul e albastru. Apoi s-a întors și și-a văzut de drum. O priveam cu gura căscată cum se îndepărta. Cine se crede femeia asta? Eu sunt o persoană bună. Toată lumea spune că m-aș fi dus în rai. Dar în mintea mea s-a furișat frica. Și dacă e adevărat ce mi-a spus ea? Dacă mă duceam în iad? M-am uitat în jur, întrebându-mă dacă ar trebui să întreb pe cineva. Toată lumea era prinsă în alte conversații. Femeia aceea a spus asta doar din credința ei că toți sinucigașii merg în iad? Am auzit că unii oameni așa cred. Sau pentru că mă crede o persoană rea? Nici măcar nu mă cunoaște. Părinții mei s-au apropiat de mine cu chipurile numai zâmbet. Gata de plecare, scumpa mea, m-a întrebat tata. Am încuviințat din cap și m-au ajutat să mă urc în mașină. Abia după ce m-am instalat pe bancheta din spate, în drum spre casă, am îndrăznit să deschid gura. O știți pe doamna aceea care a venit la mine după biserică? Care doamnă? Una în rochie roșie. Nu cred că am mai văzut-o până acum. Nu știu. Nu sunt sigură, a spus mama. Era o grămadă de lume. De ce? Când stăteam în foaier, mi-a spus că dacă muriam, mă duceam în iad. Au tăcut amândoi o vreme și apoi tata a deschis gura. Cine-i femeia asta? De ce îmi spune una ca asta? Cuvintele îi trădau mânia.
Kristen, sigur că te-ai fi dus în rai, m-a asigurat mama. Dar, mamă, și dacă... Nu, nu, te-ai fi dus în rai, scumpa mea. Mama s-a întors să-mi caute mâna și mi-a ținut-o între ei. Nu-ți face griji pentru ce ți-a spus ea. Noi ne bucurăm că ești încă aici. Îmi doream să o pot crede. În loc de asta, o apăsare grea s-a înstăpânit peste mine. În ochi îmi jucau lacrimi. Știam că, în mod normal, n-aș fi supraviețuit și, mai mult decât orice, voiam să știu unde aș fi ajuns dacă aș fi murit. În rai sau în iad. Luni dimineață, când am ajuns iarăși la spital, m-au întâmpinat cunoscutele mirosuri sterile. Mama mă ținea de mână în timp ce asistenta îmi măsura tensiunea înainte de operație. În piept mi se cuibărise frica, dar o ignoram. Nu așteptam cu sufletul la gură operația și recuperarea, dar știam că se merita. Mă va ajuta să merg mai bine cu proteze. Abia aștept. Sper că nu o să dureze mult. Sper că protezele nu tor prea tare și că arată cât mai reale ca cele din video. Poate că lucrurile vor reintra normal când o să le am. Ne vedem când ieși din operație. Ne vom ruga cu toții ca totul să decurgă bine. Mama mi-a oferit un zâmbet ușor, dar în ochi îi se putea citi îngrijorarea. M-au împins pe roți înapoi în sala de operații și, cum mă zgâiam la plăcile de faianță din tavan, faianță și lumini, faianță și lumini, gândul mi-a zburat înapoi la noaptea aceea rece de ianuarie când m-au adus în sala de urgențe. Pe atunci, voiam să mor, iar acum nu eram sigură. Când m-am trezit din operație, am simțit din nou durerea aceea din primele zile la spital. Era la fel, poate chiar mai rea. Am încercat să gândesc pozitiv, dar, din nou, medicația îmi încețoșa mintea și mă simțeam lăguită. Zilele au trecut și m-am bucurat de vizitele prietenilor și de scrisorile și bilețelele pe care le-am primit, dar tot nu știam ce să gândesc despre viitor. Trebuie să fie mai bine. Ar fi imposibil să mă simt cu mult mai rău decât mă simt deja. Trebuie să fie mai bine, sau nu? Cu toate că încercam să gândesc pozitiv, mă trezeam doborâtă la pământ, epuizată, deprimată. Coșmarul nu se mai sfârșea. Asta e realitatea. Oricât de pozitiv o încercam eu să fiu, știam că viața mea avea să arate altfel. Cum am să trăiesc? Cum mă vor privi oamenii? Ce fel de fiică, prietenă, mătușă, soră și mamă am să fiu de acum? Săptămânile trecuse una după alta, iar recuperarea bătea pasul pe loc. În căutarea unei distracții, am încercat de curiozitate un CD pe care mi-l adusese o prietenă. Un cântec mi-a atras atenția și l-am ascultat din nou și din nou la nesfârșit. Bună, mamă, ascultă asta, i-am spus a doua zi când a venit în vizită. Melodia umplea camera, iar eu zâmbeam. În mine e o lumină cât ce strălucește cu putere. Eu pot încerca, dar nu mi-o pot lua niciodată, cânta Mariah Carey. Cântecul continua, iar mesajele versurilor să nu-mi fie frică și să nu-mi pierd credința în visele mele resonau puternic în inima mea. Tot ascultându-l, perspectiva mi s-a schimbat. Poate că era cu adevărat posibil ca lucrurile să fie altfel, mai bune chiar. Speranța era un cântec binevenit în inima mea. Venisem acasă de la spital doar de câteva ore când a sunat telefonul. Alo? Bună, Kristen! Sunt Shannon! Mă întrebam dacă n-ai vrea să ieși diseară. Suntem câțiva care mergem la o petrecere. Da, bine, sigur. După ce am închis, m-a cuprins entuziasmul la ideea de a merge la o petrecere, dar îmi făceam griji pentru ce aveau să creadă toți ceilalți. Ce vor spune oamenii când mă vor vedea fără picioare? Oare chiar puteam să ies și să mă bucur de viață ca înainte? Tocmai mă uitam prin șifonier încercând să găsesc niște haine drăguțe de purtat când a intrat mama. Pleci undeva? M-a întrebat ea. Deși încerca să pară nepăsătoare, îi puteam simți vocea gâtuită de grijă. Da, Shannon vine să mă ia. Ieșim cu niște prieteni. Mama s-a încruntat. Chiar crezi că e o idee bună? Da, de ce nu? Nu prea cred, Kristen. Piciorul tău nu s-a vindecat complet în urma operației. Dacă îl lovești, tocmai ai suferit o operație majoră. Ai nevoie de timp să te vindeci. Cu ochiul minții puteam vedea cusăturile groase și negre de pe coasta mea în locul de unde îndepărtaseră un mușchi pentru a-l muta în capătul piciorului. Îmi puteam închipui cum arăta grefa de piele, locul unde înlocuiseră țesutul necrozat de pe genunchi cu piele de pe partea interioară a piciorului. Dar spre deosebire de ultima dată când venisem acasă și când mă îngriciorasem că nu aveam să pot duce o viață normală, de data aceea voiam să-mi demonstrez mie însămi și tuturor celorlalți că puteam duce o viață normală. Voiam asta mai mult decât orice. Am să fiu bine, voi fi atentă. N-am să stau prea mult. Și cum ai să te deplasezi? Mama și-a încrucișat brațele la piept. Nu știu, găsim noi o soluție. Când a sosit Shannon, am coborât rapid, înșezut, șirul lung de trepte.
Odată ajunse jos, Shannon și-a dat toată silința să mă ajute să manevrez scaunul cu rotire până la ușa principală și apoi să cobor încă o treaptă. A dat dovadă de multă răbdare până când m-am urcat și am coborât din mașina ei, dar când am ajuns la petrecere am fost dezamăgită să constat că aceasta se ținea într-un apartament de la etaj. Shannon trebuie să fi văzut dezamăgirea întipărită pe chipul meu. Nu-ți face griji. Ajungem noi cumva acolo sus. A parcat mașina, apoi a dat fuga până la locul pasagerului. Ce zice dacă te-aș duce în cârcă până acolo? Apoi m-aș întoarce după scaunul tău? Încă eram îngrijorată pentru ce aveau să creadă oamenii despre faptul că eram într-un scaun cu rotire, dar încercam să nu mă gândesc la asta. Shannon m-a dus în cârcă pe scări în sus, apoi a bătut la ușă. Intră! Am auzit o voce dinăuntru. Ușa s-a deschis și o mare de fețe ne-a întâmpinat. Bună, Shannon! Bună, Kristen! Ne bucurăm că ați ajuns! Shannon m-a așezat pe canapea și s-a întors la mașină după scaunul meu. Pentru o clipă am uitat că lucrurile erau acum altfel. Mă bucur să te văd, Kristen. Chiar îmi place cum ți-ai aranjat părul. Ce bine să te avem din nou printre noi. Ne-ai lipsit. Tot timpul cât fusesem în spital, asta îmi dorisem, să fiu normală. Și totuși realizam acum că ce îmi lipsise de fapt nu era să fiu normală. Ieșisem din nou cu prietenii mei, dar ceva tot nu părea în regulă. Am încercat să mă bucur de timpul petrecut împreună cu prietenii mei, dar după un timp am observat câteva persoane care nu mă cunoșteau foarte bine uitându-se la mine. De fapt, nu se uitau la mine, se uitau la picioarele mele. Văzând curiozitatea întipărită pe fețele lor, am simțit un nod în stomac. Ăsta va fi primul lucru pe care îl vor observa de acum oamenii, am realizat eu. Nu voiam să fiu definită de rănile mele. În plus, petrecerea nu părea a fi la fel de distractivă ca înainte. Poate că viața înseamnă mult mai mult decât a te distra sau a petrece și abia. Toată lumea de la petrecere părea că se distra, dar eu vedeam un gol pe fețele lor. Căutau fericirea, dar nu o găseau cu adevărat. Îmi părea rău pentru ei, dar totodată îi invidiam. Nici nu-și dau seama ce multe au. Nu-și dau seama de potențialul lor și de tot ce ar putea face. Mă simțeam tot mai neliniștită. Voiam și tânjeam după ceva mai mult, ceva mult mai profund. Adevăratul sens și adevărata semnificație a vieții. Toate lucrurile pe care mi le dorisem până atunci păreau acum atât de mici, atât de minore și lipsite de noimă. Când a venit timpul să plecăm, am folosit din nou metoda căratului în cârcă. Aproape că ajunsesem la mașină când am simțit cum alunec de pe spinarea lui Shannon. M-am rostogolit neputincioasă la pământ. Durerea mi-a săgetat picioarele. Îmi pare atât de rău. Se vedea pe chipul ei cât de prost se simțea Shannon. Am încercat să râd, dar ochii mi s-au umplut de lacrimi. Ai putea să mă ajuți? Căldura mi-a năvălit în obraj. Nu pot să cred că se întâmplă una ca asta. Nu pot nici măcar să mă ridic de jos. Chiar nu pot, e îngrozitor. Shannon se uita la mine cu ochii cât cepere, așa că i-am urmărit privirea. Sângele îmi țâșnea prin gingi. Am tresărit. Oh, Kristen, îmi pare atât de rău. M-am forțat să râd, încercând să mă prefac că nu mă durea. Mă simt bine, serios. Te rog, nu-ți face griji. Când am ajuns acasă, noaptea aceea, mama a observat imediat sângele de pe pantalonii mei. Kristen, am crezut că ai să fii atentă. Am fost, mamă. Îmi pare rău. E în regulă. A doua zi după duș am găsit un bilețel așteptându-mă pe pernă. Draga mea, Kristen, se pare că ori de câte ori încerc să-ți vorbesc despre operație și despre faptul că trebuie să ai grijă de tine, te superi. Sunt foarte îngrijorată de sângerarea de aseară. Sunt doar câteva zile de când ai suferit o operație foarte lungă și delicată. Te rog, promite-mi că vei cere ajutor ori de câte ori ai nevoie să te transferi de pe podea. Genunchiul tău se află acum într-un stadiu foarte delicat de vindecare și nu-ți poate suporta greutatea când te cobori din scaun sau când te smucești și te aburci înapoi în el. Am nevoie doar să iei totul ceva mai ușor decât până acum. Te iubesc atât de mult. Vei avea o grămadă de ocazii să faci mai multe atunci când vei fi vindecată. Te rog să nu crezi că vreau să te împiedic în vreun fel. Cu toată dragostea, mama. Umerii mi s-au încordat citind bilețelul. Știam că mama îmi voia doar binele, dar mă așteptam ca ea să înțeleagă mai bine decât oricine. Nu voiam decât să țin pasul cu toți cei din jurul meu, voiam pur și simplu să fiu normală. Dar adânc în sinea mea erau și lucruri de care încercam să fug. Capitolul 14. O a doua șansă. S-a auzit soneria de la intrare. Mama a coborât să deschide ușa și a poftit înăuntru un cuplu tânăr. Zâmbete largi le jucau pe chip când au intrat în camera de zi. Hei, bună! Val, terapeuta mea pentru recuperare fizică a venit spre mine și m-a îmbrățișat. Ea și soțul ei, Brad, locuiau în cartierul surorii mele și erau prieteni cu ea. Stacy aranjase ca ei să vină la noi la cină pentru a ne cunoaște mai bine una pe cealaltă. Cum merg extensiile acelea? M-a întrebat Val.
I-am întors zâmbetul râzând în sinea mea. Până și în ziua noastră liberă, tot de extensii mă întreabă. Merg destul de bine. Grozav, ține-o tot așa. Brad a venit spre mine și mi-a strâns mâna. Bună, Christian, e o adevărată plăcere să te cunosc. Cum te mai simți? Ne-am rugat mult pentru tine. Mă simt bine, mulțumesc. Eram puțin timidă. Oamenii îmi spuneau adesea că se rugau pentru mine, lucruri pe care îl apreciam, dar care tot mă făcea să mă simt un pic stânjenită. Vă mulțumim pentru invitație, a spus Val, întorcându-se spre mama mea. Ne bucurăm foarte mult că sunteți aici. Chipul mamei radia. După cină, ne-am mutat în camera de zi. Mama și cu mine stăteam pe o canapea, iar Brad și Val pe canapeaua de alături. Tata și Ryan și-au tras câte un scaun. Este așa o binecuvântare că mai ești aici, mi-a spus Val. Era o afirmație simplă, dar care atingea un punct sensibil. Mi-am simțit gâtul uscat și am început să-mi frec nervoasă mâinile în poală. Și dacă nu mai eram aici? Dacă muream în noaptea aceea? Dacă femeia aceea avea dreptate? Dacă mă duceam în iad? Asta e ceva prea important pentru mine ca să nu capăt un răspuns. Îndreptându-mă de spate, m-am uitat la Brad. Credeți că m-aș fi dus în iad dacă aș fi murit? Auzisem de la sora mea că Brad frecventa o școală postuniversitară creștină din zonă pentru a ajunge pastor, de aceea chiar voiam să aud ce avea el de spus. Simțeam că, dintre toți cunoscuții mei, el îmi putea spune cel mai bine ce zice Biblia despre rai și iad și despre cine unde merge. Mai mult decât orice, voiam să știu adevărul. Aveam nevoie să știu adevărul. Nu credeam că Brad avea să-mi servească un răspuns care să mă facă doar să mă simt mai bine și am avut dreptate. Se vedea că Brad fusese luat prin surprindere de îndrăzneala mea și a îndreptat spatele și a tras aer adânc în piept. Ei bine, Biblia spune că trebuie să-L rogi pe Iisus să-ți ierte păcatele și să vină în inima ta. Doar atunci, după ce L-ai acceptat pe El, vei merge în rai. Am ezitat. Și cum știi dacă i-ai cerut vreodată lui Iisus să vină în inima ta? Adică eu întotdeauna am crezut în Dumnezeu și știu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar nu cred că am făcut asta, am continuat eu dintr-o suflare. Am mers la biserică toată viața mea, dar n-am auzit niciodată ceva asemănător acolo. Vreau să zic, nu ajunge doar să știi cine este Iisus? De fapt, nu ajunge doar să știi. Brad vorbea cu delicatețe și bunătate. Dumnezeu este perfect, sfânt și drept. El ne-a creat pe toți pentru a fi într-o relație personală și intimă cu El. Dar din cauza păcatului nostru și a lucrurilor rele pe care le-am făcut, suntem despărțiți de El pentru totdeauna. Iată de ce L-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus, să moară pentru noi. Moartea Lui a achitat pedeapsa pentru păcatele noastre, astfel încât noi să nu mai fim nevoiți să o achităm noi înșine. Iisus a făcut posibilă împăcarea noastră cu Dumnezeu și datorită Lui putem să ne petrecem veșnicia în rai împreună cu El după moarte. Dar, Christian, ochii Lui priveau țintă într-ai mei. Trebuie să alegi în mod personal să-ți pui încrederea în Iisus și să accepți iertarea Lui. Doar atunci poți ști cu certitudine că vei merge în rai după ce mori. Am ascultat cu atenție și am încuviințat din cap. Chiar dacă nu înțelegeam totul, știam că ce îmi spunea el era mai adevărat decât orice auzisem înainte. Dar chiar și așa, voiam mai mult decât să-l cred pe cuvânt. Ai putea să-mi arăți unde se vorbește despre asta în Biblie? În următoarea jumătate de oră, Brad mi-a arătat cu răbdare versetele în Biblia lui. Psalmul 139:13 spune: Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Și ascultă și Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Apoi mai era Ioan 3:16. În timp ce Brad îl citea, mi-am amintit că îl învățasem în copilărie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cu cât îl ascultam mai mult, și cu cât citeam mai mult din Biblie, cu atât înțelegeam mai bine că doar a crede în Dumnezeu și a fi o persoană bună nu aveau să mă ducă în rai. Era nevoie de ceva mai mult. Trebuie să-L accept pe Hristos, să cred în El. L-am ascultat pe Brad vorbind în continuare. Se vedea că nu voia să plece până când nu se asigura că înțelesese. Christian, ar mai fi doar două versete pe care aș vrea să le citesc. Efeseni 2:8-9 spune: Căci prin har am fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Am încuviințat din cap, ascultând mai departe. Versetul care m-a marcat cel mai mult însă
a fost ultimul pe care l-a citit Brad. Iisus a spus în Ioan 14:6: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Când conversația noastră s-a apropiat de sfârșit, Brad m-a întrebat dacă voiam să mă rog și să-i cer lui Iisus să-mi ierte păcatele și să vină în inima și în viața mea. Cu toate că ceva din lăutrul meu voia asta, am clătinat din cap că nu. Nu că aș fi respins mesajul. Eram pur și simplu timidă. Cele mai multe dintre rugăciunile pe care le rostisem până atunci erau din acelea recitate, de spus la biserică sau la masă. În plus, aveam nevoie de timp de procesare. Nutrisem întotdeauna o credință puternică în existența unui Dumnezeu și credeam că Iisus era Fiul Lui. Dar în cea mai mare parte știam doar despre El. Până în seara aceea, nu am știut că El mă crease ca să fiu într-o relație personală cu El sau că exista o decizie pe care trebuia să o iau. Și totuși, ce spunea Brad avea sens. Înainte să discut cu El, întotdeauna simțisem că Dumnezeu se afla undeva departe, distant și nu-mi plăcea asta. Nu mi se păruse niciodată corect. Totodată știam că eram păcătoasă. După ce Brad și Val au plecat, părinții mei au făcut curățenie, iar eu am continuat să mă gândesc la tot ce spunea Biblia. Dacă păcatul mă despărțea într-adevăr de Dumnezeu și era un preț de plătit pentru asta, atunci eu nu puteam face nimic pentru a fi destul de bună ca să ajung în rai. Moartea lui Iisus în locul meu părea un vis devenit realitate. În același timp, am realizat că dacă aș fi murit în noaptea când am încercat să mă sinucid, m-aș fi dus în iad, nu pentru că mă sinucisesem, ci pentru că nu l-o acceptasem pe Hristos ca mântuitor personal. Gândul acesta m-a trezit la realitate. Dar nu murisem. Dumnezeu mă ținuse aici și aveam încă o șansă să-L accept pe Hristos și să știu că îmi voi petrece eternitatea în rai cu Dumnezeu după ce mor. După ce mă apropiasem atât de vertiginos de moarte și de iad, nu voiam să mai amân această decizie. M-am deplasat din scaunul meu cu rotire pe podeaua sufrageriei părinților mei. Nu puteam îngenunchea, dar mă simțeam umilită să mă aflu în poziția aceea. Aveam un sentiment ciudat că Dumnezeu avea să mă întâlnească pe podea. M-am rugat pe jumătate cu gura și pe jumătate în minte. Doamne, am nevoie să-mi ierți păcatele. Știu că pot fi iertate doar datorită Fiului Tău, Iisus. Îmi pare atât de rău că am încercat să-mi iau viața. Știu acum că nu era a mea ca să o iau. Te rog, vino în inima mea, în viața mea și fă totul mai bun. Eu nu pot. Tu ești singura mea speranță. Te iubesc, Dumnezeule. Amin. Când m-am întins în pat în noaptea aceea, m-am simțit bine. Am simțit că luasem decizia corectă și că Dumnezeu era mândru de mine. Îmi simțeam trupul și inima mai ușoare, ca și când mi s-ar fi ridicat o povară uriașă de pe umeri. Și mai era ceva. O senzație de moliciune în piept, pe care nu o puteam descrie ca fiind altceva decât pace. M-am întors pe o parte și m-am cuibărit lângă pernă. Știam că problemele mele aveau să fie în continuare acolo când mă trezeam a doua zi dimineața, dar cea mai importantă întrebare pe care o abusesem își primise răspunsul. Dacă mor, voi merge sigur în rai. Îți mulțumesc, Dumnezeule, pentru o a doua șansă. Dacă simți că Dumnezeu îți atrage inima spre El și dacă ești gata să-L accepți pe Iisus în viața ta și să devii creștin, iată o rugăciune simplă care să te îndrume. Dumnezeule drag, vreau să devin un creștin adevărat. Mărturisesc că nu am trăit o viață perfectă. Am păcătuit trăind pentru mine însumi și nu pentru tine. De asemenea, nu te-am iubit și nu m-am supus ție. Sunt conștient că nicio măsură de fapte bune nu va șterge vreodată tot ceea ce am făcut rău. Îmi pun nădejdea doar în harul și în iertarea ta. Știu că Iisus a murit pe cruce ca să achite pedeapsa pentru păcatul meu. Vreau ca Iisus să fie mântuitorul meu, Cel ce îmi iartă păcatul, și Domnul meu, Cel ce îmi conduce viața. Sunt gata să îmi trăiesc viața cum dorește El, cu ajutorul și prin puterea Lui. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai iertat și m-ai făcut copilul Tău. Abia aștept să trăiesc o viață nouă pe pământ și apoi să-mi petrec eternitatea împreună cu Tine în rai. Amin. Dacă tocmai L-ai acceptat pe Hristos, Tatăl Tău Ceresc este copleșit de bucurie chiar acum, fiindcă El te caută de ani de zile. El asta a așteptat. Acum ai parte de un nou start. Nu lăsa nimic să te tragă înapoi. Nu uita, Dumnezeu vrea să-I vorbești, iar El să te îndrume și să te ajute în viață. De asemenea, ai nevoie să înveți cum să asculți de El și să-L urmezi pe Iisus. Începe să frecventezi o biserică din zona în care locuiești, una care cinstește cuvântul lui Dumnezeu. Acolo vei înveța multe și vei crește. Nu trebuie să trăiești viața de creștin de unul singur.
Caută-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și trăiește cu scopul de a-i face plăcere în primul rând Lui. El te va folosi ca să facă lucruri mărețe. Am încredere în tine. Poți face toate acestea prin Isus, în dragostea Lui, Christen. Capitolul 15. Încercări de a-mi aduce aminte. M-am dat jos din mașină și mi-am împins scaunul cu rotire până în biroul consilierei, neștiind la ce să mă aștept. Cu toate că ședințele acelea de consiliere îmi fuseseră recomandate de doctorul care mă externase de la secția de psihiatrie, eram precaută. Am urmat-o pe mama mea în spațioasa sală de așteptare, reluând în minte detaliile pe care mi le spusese. Numele consilierei este Ruth Ann. Am fost repartizată la ea pentru că era cea mai tânără, e femeie și e necăsătorită. M-am așezat plină de temeri în timp ce mama mă înregistra. O luam de la capăt. Kristen Anderson. O femeie cu păr șaten cârlionțat și tuns scurt a apărut în pragul unei uși. Mi-a zâmbit. I-am întors zâmbetul, deplasându-mă încet spre ea. Bună, Kristen. Numele meu e Ruth Ann. Mă bucur să te cunosc. Dacă vrei, vino, te rog, după mine. Biroul meu e în capătul coridorului. Am parcurs în tăcere lungul coridor, apoi am intrat în biroul ei. Așezându-se la birou, Ruth Ann a aruncat o privire spre hârtiile din fața ei, apoi spre mine. Kristen, deci. Ai mai fost la consiliere până acum? Da, o singură dată. Acum un an. Și ce gânduri ai avut legate de asta? Păi... M-am oprit nefiind sigură cum să răspund. Ultima consiliere pe care am avut-o le povestea părinților mei tot ce îi spuneam. O expresie de surpriză i-a traversat chipul. Nu trebuie să-ți faci griji pentru asta aici. Ar fi complet neprofesional și împotriva legii să strădezi încrederea. În afara cazului în care ai de gând să faci rău cuiva, ție sau vreunei alte persoane, nu voi spune niciodată nimănui ceea ce îmi încredințez. Poate că ea e altfel. În următoarele luni am ajuns să am încredere în Ruth Ann. Îi admiram integritatea și profesionalismul și credința. Nu înțeleg de ce nu-mi pot aminti ce s-a întâmplat, i-am spus într-una din conversațiile noastre. Aveam un nod în stomac. Îmi aduc aminte că eram în parc și apoi următorul lucru pe care mi-l amintesc e că nu mai aveam picioare și că zăceam întinsă lângă liniile ferate. E normal să nu-ți poți aduce aminte, Kristen. Mulți oameni care trec prin evenimente traumatizante spun același lucru. E posibil să nu-ți amintești niciodată. M-am gândit la cuvintele ei preț de un minut. Bănuiesc că are un sens, dar am nevoie să-mi amintesc. Am nevoie să știu ce s-a petrecut. Ruth Ann mi-a oferit un zâmbet. Nu-ți face griji, Kristen. Îți vei aminti când vei fi pregătită. Dumnezeu ne protejează în felul acesta. El nu ne dă mai mult decât putem duce la un moment dat. Wow! Niciodată nu m-am gândit la asta. Dumnezeu chiar face asta? Am clătinat din cap. Da, probabil că aveți dreptate. Te-ai rugat vreodată pentru asta? Nu. Fiindcă nu eram creștină de mult, nu prea știam pentru ce fel de lucru să mă rog. Crezi că te-ar putea ajuta? M-a întrebat Ruth Ann. Nu știu. Pot să încerc. Stăteam pe masa de examinare cu stomacul tot un ghem de nervi. Era prima mea evaluare cu doctorii și terapeuții de la Spitalul de Copii Shriner din Chicago. Auzisem că spitalul acesta era unul dintre spitalele ortopedice de vârf din țară, iar ca să ajung pacienta acolo, trebuia să trec printr-un proces de evaluare. Dacă eram acceptată, urma să beneficiez de operații suplimentare, proteze și terapie fizică. Ai vrea să ne povestești despre rănile suferite, Kristen? Cum ți-ai pierdut picioarele? M-a întrebat unul dintre doctori. Inima mi-a stat în loc. Modul în care mi le pierdusem avea să-mi micșoreze șansele de a fi acceptată? Ce ar trebui să spun? Cum să răspund? Mi-am mușcat buza și am privit în podea. Cum să-i spun ce s-a întâmplat când nici eu nu mi-amintesc pe de-a întregul? M-am uitat spre mama mea. În 2 ianuarie, fiica mea a fost călcată de un tren în apropierea casei noastre. Răspunsul ei era simplu. Doctorul a clătinat din cap, aparent satisfăcut. Deși procesul de evaluare dura de obicei 6 săptămâni, mama mea a primit un telefon 3 zile mai târziu de la Shriners, spunându-i să mă prezint din nou la ei. M-a acceptaseră ca pacient. Cu ajutorul lor, îngrijirea recuperatorii avea să fie gratuită. Mama era emoționată. Mi-a spus că urma să mă întâlnesc cu un tehnician ortoped care lucra cu Shriners și că acesta începea să-mi prelucreze protezele în săptămâna următoare. Săptămâna s-a scurs repede și, auzind că absolvirea mea era aproape și că mă hotărâsem să iau parte la festivitate, tehnicianul și-a făcut un scop de a-mi termina protezele la timp ca să pot să merg cu prilejul absolvirii. După o colaborare de 2 săptămâni, a venit în sfârșit timpul să mă întorc la spitalul Shriners pentru a le proba. Tremătând de emoție, mi-am împins scaunul cu rotire pe coridoarele vopsite în culori vii până la sala de examinare. Alături de mine mergeau mama și fratele meu.
O asistentă zâmbitoare m-a condus în încăpere. Azi e ziua cea mare, Kristen, a ciripit ea. Am simțit mâna mamei mele strângându-mă ușor de umăr pentru a mă liniști. Îi puteam simți tulburarea, iar adânc în sinea mea speram că aceea era ziua din care totul avea să se schimbe în bine. Cu greu trecuse vreo secundă în care să nu contemplu la gândul de a merge din nou. Uneori stăteam întinsă noaptea în patul meu și îmi imaginam cum avea să fie. Chirurgul ortoped și terapeutul pentru recuperare fizică care se ocupau de cazul meu se aflau în sală împreună cu tehnicianul. Mama și fratele meu s-au așezat pe câte un scaun privindu-mă. După expresia de pe chipurile lor, aproape că înghițeau speranță odată cu fiecare gură de aer. În regulă, Kristen, te vom instrui ce să faci pas cu pas. Mai întâi îți vei pune manșoanele. Mi-a securat unul dintre manșoane pe picior, arătându-mi cum se închidea, apoi mi l-a scos. Acum e rândul tău. Mi-am rulat manșoanele de silicon pe ce îmi mai rămăsese din picioare, câte unul pe fiecare. Mi-am amintit cum îmbracă lumea colanții, doar că acestea aveau mai puțin farmec. Vezi cataramele acestea de aici? A spus tehnicianul arătând spre cataramele de metal de la capătul manșonului. Când îți vâr picioarele în proteze, cataramele le împiedică să iasă blocându-le. După aceea, fixăm ceea ce noi numim un corset, a continuat el. Acesta se înfășoară pe coapsă, chiar deasupra locului unde vine proteza. Corsetul va da mai multă stabilitate piciorului. Am privit cum mi-a închis catarama manșonului de pe piciorul drept în montura protezei și mi-a securat corsetul în jurul coapsei. Pentru că are și genunchiul, dreptul va avea mai mult control. Mi-a legat corsetul și l-a strâns. Durerea mi-a săgetat piciorul și am tresărit. Nu eram complet vindecată după ultima operație. Te simți bine? S-a oprit și mi-a aruncat o privire. M-am uitat la mama. Pe chipul ei se împleteau îngrijorarea și bucuria. Da, e în regulă. Tehnicianul a legat și returile. În regulă, gata cu dreptul. Acum am nevoie să te ridici. Asistenta m-a ajutat să mă ridic în timp ce tehnicianul mi-a așezat proteza stângă pe poziție. Mi-am vărât piciorul în ea și apoi am apăsat până s-a închis catarama. Mi-am amintit cum îmi îmbrăcam echipamentul sportiv pe vremea când jucam fotbal și hockey. Asistenta a așezat cadrul de mers în fața mea. M-am prins de el. Proteza era grea și inconfortabilă. Am stat așa ridicată încercând să-mi mențin echilibrul, încercând să ignor durerea ascuțită care radia în sus. Mă înfierbântasem toată, dar mă concentram pe statul în picioare. În regulă, Kristen, acum vom încerca să facem pași. Ai un genunchi de siguranță, adică te poți sprijini pe el doar când se află în poziție dreaptă și este blocat. Asta înseamnă că faci un pas, îți blochezi genunchiul și îți transferi greutatea corpului după care mai faci un pas. Am înșfăcat cu mâinile barele cadrului de mers și mi-am balansat coapsa stângă înainte. Făcând proteza să se balanceze și ea. După ce călcâiul stâng a lovit pământul, mi-am împins piciorul înapoi pentru a bloca genunchiul. Mai poți face un pas, Kristen? Am încuvințat din cap, apoi mi-am transferat greutatea corpului și mi-am mișcat piciorul drept. M-am agățat mai strâns de cadrul meu de mers, dorindu-mi să nu mă simt atât de împleticită. Balansarea era dificilă și mi-era foarte greu să merg, ca și când aș fi încercat să merg pe picioarange. Din poziție verticală, picioarele arătau ca niște bețe de metal cu tălpi. Am aruncat o privire furișă spre mama și spre fratele meu. Lacrimi de fericire umpleau ochii mamei în timp ce mă privea. Ryan zâmbea cu gura până la urechi. Tehnicianul s-a uitat la mine. Vor arăta mult mai reale și mai firești odată ce le punem căptușeală. Aceasta va fi gata săptămâna aceasta. De durere tremuram din tot corpul. Vor durea întotdeauna atât de tare? Va fi totdeauna așa de greu? Am întrebat doctorul. Nu, va deveni mai ușor și a trebuit să te obișnuiești cu durerea. Te vei descurca minunat. Am răsuflat ușurat. Bun, abia aștept. Călătoream în scaunul pasagerului, bucurându-mă de soare. Aerul cald se revărsa prin geamul deschis, fluturându-mi părul. Mai erau câteva zile până la absolvire, iar mama mă conducea acasă de la mall. Pusesem la cumpărături în căutarea unei ținute pentru festivitatea de absolvire. În timp ce conducea, mama fredona melodiile de la radio. Nimic nu părea ieșit din comun până când ne-am apropiat de liniile ferate. Când anvelopele din fața ale mașinii au atins șinele, am încetat să mai văd lumea din jurul meu. Imagini disparate mi-au trecut ca un fulger prin minte. Eram în leagăn, era frig. Eram sub tren, uitându-mă la picioarele mele. Eram la pământ, iar paramedicii forfoteau în jurul meu făcându-și treaba. Plângeam în hohote ca un copilaș lângă linii. Pieptul mi s-a umplut de groază. Mă simțeam ca și când aș fi retrăit acea noapte încă o dată. Eram acolo. Cum am ajuns din leagăn pe șine? Cum am ajuns sub tren? Oare mi-am făcut-o cu mâna mea? Gândul mă dezgusta. Deși începeam să bănuiesc că încercasem să mă sinucid, pur și simplu nu puteam fi sigură.
Locul unde ar fi trebuit să se afle memoria acelor evenimente era gol. Doamne, te rog, ajută-mă să-mi amintesc. Era ca și când mintea m-ar fi plasat direct în toiul unui film de groază oribil, doar că era viața mea reală. Pumnii mi s-au încleștat în poale. O durere copleșitoare mi-a străbătut trupul, aceeași pe care o simțisem și în noaptea aceea. Am tras aer în piept, mi-am închis ochii și am apucat mânerul de siguranță. Imaginile au venit și au plecat. Am deschis ochii. Scenele fuseseră atât de vii, încât aproape că mă întrebam dacă nu le văzuse și mama. Chiar dacă vedeam pe geam străzile familiare, emoțiile mi se blocaseră în memorie, în trecut, în gândurile legate de acele amintiri. Era greu să mă concentrez asupra prezentului. Inima îmi bătea cu putere în timp ce un alt val de durere m-a luat cu asalt. Ținându-mi respirația, mă luptam să-mi înăbuș gândurile. Cu cât mă străduiam mai mult, amintirile ieșeau la suprafață cu mai multă forță. Uram faptul că retrăiam o scenă accidentului. Mi se întâmplase de zeci de ori până atunci. Cu fiecare dată, imaginele deveneau mai clare. Nu voiam să știe nimeni că eu vedeam imaginile acelea. Nu voiam să vorbesc despre ele. Nu știam cum să vorbesc despre ele. De ce mă tot năpăzesc amintirile acestea? Nu pot face nimic să le opresc. Vreau doar să-mi amintesc cum am ajuns pe șine. Capitolul 16. Câte un pas odată. Soarele ce se revărsa prin fereastra dormitorului meu făgăduia o zi senină, dar în lăuntrul meu emoțiile mele erau oricum numai senine nu. Nu-mi vine să cred că azi e absolvirea. Nu-mi vine să cred că am să merg pe noile mele picioare. Nu-mi vine să cred că asta e într-adevăr viața mea. Gândurile mi se învolburau în minte. Prea multe gânduri. Prea multe griji. Le-am împins la o parte concentrându-mă pe pregătiri. După ce mi-am terminat de aranjat părul și machiajul, a venit timpul să-mi pun protezele. Mi-am ridicat fusta și am urmat toți pașii, așa cum fusesem învățată. Apoi am înșfăcat cadrul de mers și m-am ridicat în picioare. Durerea mi-a străbătut picioarele. Are să fie bine. Pot să o ignor. Au spus că mă voi obișnui cu ea. Trebuie doar să pășesc. Mi-am așezat un picior în fața celuilalt și, în cele din urmă, am reușit să ajung până la oglinda ce mă înfățișa în mărime naturală de pe ușa șifonierului. Mă întrebasem cum aveam să mă simt când voi merge din nou. Cum aveam să arăt când voi avea căptușeala aceea ce imita pielea pe proteze. Când m-am privit în oglindă, inima mea s-a sfărâmat într-un milion de bucăți. Am încercat să-mi înnăbuș emoțiile, dar nu am putut. Lacrimile îmi curgeau și roaie pe față. Imaginea pe care o vedeam în oglindă nu se potrivea cu cea pe care mi-o închipuisem eu, nici cât negru sub unghie. Cele mai rele frici ale mele se adevereau. N-o să mai fie niciodată ca înainte. N-o să mai fie niciodată ca atunci când aveam picioare reale. De ce nu arată ca ale fetei acelea de la opera? Uram totul la ele, dar știam că toată lumea voia să mă vadă mergând. Am tras aer adânc în piept și mi-am șters lacrimile. Am apucat cadrul de mers și mi-am croit drum încet până în camera de zi. Când am intrat, ai mei s-au oprit din sporoveala lor cu chipurile radiind de bucurie. Le-am zâmbit, apoi mi-am îndreptat atenția înapoi la mers. Pașii veneau greu, în timp ce mă uitam în jos pentru a mă asigura că știam exact în ce direcție o apucau picioarele mele. Trebuia să fiu atentă cum umblu și să nu fac pași prea mari sau prea mici. La fiecare pas mă chirceam de durere. Pe de o parte, mă simțeam bine. Îmi făcea plăcere să văd zâmbetele familiei mele, încântarea lor. Se părea că atâta amar de vreme, chiar și înainte de noaptea aceea, le cauzasem numai suferință și dureri de cap. Acum le dădeam un motiv de bucurie, de speranță. Îmi doream doar ca ceea ce simțeam în sinea mea să se potrivească cu încântarea pe care încercam să-mi o întipăresc pe chip. Planul pentru absolvire era să rămân în scaunul meu cu rotire până când îmi era strigat numele. Atunci, doi profesori veneau la mine, iar eu îmi încoloceam brațele în jurul lor. Ei mă ajutau să ies în față, să-mi iau diploma și apoi să mă așez la locul meu. Cel puțin în aparență trebuia să funcționeze, dar eu nu eram sigură. Nu mai mersesem niciodată în felul acela, iar acum urma să pășesc pe noile mele picioare în timp ce zeci de perechi de ochi aveau să fie ațintiți asupra mea. Ce vor crede ceilalți? Am să pot sta în picioare fără să cad? Doamne, te rog ajută-mă! Într-o oarecare măsură, voiam să le arăt oamenilor că eram în regulă. Nu voiam ca prietenii, colegii și alți oameni din oraș să-și facă griji pentru mine sau să le pară rău pentru mine. Voiam ca toți să mă trateze exact așa cum mă trataseră înainte să-mi pierd picioarele. Când am ajuns la școală, mi-am împins scaunul înspre sala de gimnastică în timp ce părinții mei veneau din urmă.
Toate scaunele destinate absolvenților se aflau pe podea. Elevii s-au așezat cu fața spre scenă. Băncile din jur erau pline de părinți, membri ai familiei și prieteni. Pentru că numele meu de familie era Anderson, m-am așezat mai în față și am așteptat neliniștită să înceapă festivitatea. Nu-mi vine să cred că mă aflu la absolvire într-un scaun cu rotile. Ar fi trebuit nici să nu fiu aici, nici să nu fiu în viață. Nu-mi închipuisem niciodată că așa avea să arate absolvirea mea. După obișnuitele discursuri și prezentări, un coleg de clasă a apășit pe scenă. Cu o scurtă introducere s-a lansat într-o parodie a unui cântec la modă. Schimbase cuvintele astfel încât să oglindească anii noștri de liceu și să privească în viitor. După un ropot de aplauze, a părăsit scena, iar directorul a început să cheme elevii pe scenă pentru a le înmâna diplomele. Kristen Anderson. Decanul și unul dintre antrenorii de gimnastică mi-au sprijinit brațele și m-au ajutat să mă ridic. Inima îmi bătea cu putere în timp ce durerea mi-a străbătut picioarele. Te rog, Doamne, nu mă lăsa să cad. Mi-am încolăcit brațele după umerii lor și am făcut câțiva pași stângaci înspre un rând de trepte. Pentru că nu puteam urca scările, directorul a coborât și mi-a înmânat diploma. Lumea a izbucnit în aplauze și ovații pretutindeni în jurul meu. Am tras aer în piept și am zâmbit, alungându-mi durerea în timp ce m-am întors la scaunul meu și m-am așezat. Sunt atât de bucuroasă că nu am căzut. După festivitate au venit mulți să vorbească cu mine. Mă bucur atât de mult să te văd, Kristen. Suntem fericiți că te simți bine. A fost minunat să te vedem mergând cu proteze. Mulțumesc, mulțumesc că ați venit. Și eu mă bucur să vă văd, am spus pe puțin de 100 de ori. Încercam să mă prefac că totul era în regulă. Încercam să fiu fericită că aveam proteze pe care le puteam folosi. Încercam să nu mă gândesc la cât de tare mă durea sau la cât de mult îmi displăceau noile mele picioare. Încercam să mă concentrez pe unde mergeam de acolo și să zâmbesc. Deși niciuna din prefăcătoriile și zâmbetele mele nu m-a ajutat să mă simt mai bine, speram că îi ajuta pe ceilalți. La o lună de la absolvire, m-am internat la Shriners pentru terapie fizică. Urma în sfârșit să mă obișnuiesc cu noile mele picioare și să învăț de adevăratele să merg. Mama și tata mă însoțeau în timp ce îmi împingeau scaunul cu rotile pe coridoare, aruncând în trecere câte o privire în saloanele spitalului. Am văzut în mare parte copii mici. Unii erau în paturi, alții în scaune cu rotile. Cu cât ne apropiam de camera mea, eram mai tensionată. Toți ceilalți se aflau acolo pentru că li se întâmplase ceva. Dar, conform raportului poliției, eu mi-o făcusem cu mâna mea. Dacă era adevărat, m-am uitat la o fetiță într-un scaunel albastru cu rotile care se învârtea pe coridor. Râdea și zâmbea și am fost uimită și smerită de atitudinea ei. În timp ce o priveam, am știut că mie îmi fusese dat un cadou pe care ea nu avea să-l aibă vreodată. 17 ani cu picioare funcționale. Eu am experimentat ceva ce mulți dintre acești copii n-au experimentat niciodată. Un trup întreg, un trup sănătos. Era ceva ce mi se păruse de la sine înțeles. Nu aveam să mai pot face toate lucrurile pe care le făcusem înainte, dar cel puțin putusem să le experimentez și acum am să merg cu ajutorul protezelor. Niciodată n-am să mai iau mersul ca fiind ceva de la sine înțeles. Când am intrat în salonul meu, am observat că aveam o colegă de cameră, o fată care arăta cam de vârsta mea. Avea un cadru de metal în jurul capului. Părea că ține capul la locul lui. Ochii ni s-au întâlnit și ea mi-a oferit un zâmbet. Bună, eu sunt Allison, a spus fata. Avea părul blond și ochii albaștri. Mare parte din păr îi era ras, dar ce rămăsese era foarte lung. Bună, eu sunt Kristen, i-am întors zâmbetul. Am aflat curând că Ellie, cum o striga lumea, paralizase recent în urma unui accident de mașină groaznic. Sora ei mai mică era și ea rănită. Mașina noastră a fost lovită de un șofer biat, mi-a povestit ea. S-a rostogolit peste un dig și a aterizat cu susul în jos. Ellie vorbea foarte factual. Mi s-a strâns un nod în stomac și mi-am imaginat cum ar fi fost să mi se întâmple așa ceva. O, Dumnezeule, nu-mi pot închipui. Îmi pare atât de rău. Sunt atât de norocoasă că nu mi-am pierdut decât picioarele. E în regulă. E greu, dar nu ajută la nimic să fiu supărată. Da, bănuiesc. Ești de mult aici? Știi tu, la Shriners, am îndrăznit să întreb. Nu chiar, de câteva săptămâni.
Mama și sora mea sunt aici cu mine. Am auzit numai de bine despre recuperarea accesibilă aici pacienților cu leziune ale coloanei vertebrale. O ascultam pe Alice sperând să nu mă întrebe despre accidentul meu. Și tu ești aici tot pentru recuperare? A întrebat ea. Da, eu învăț cum să merg cu proteze. Dar tu, ai să te faci bine? Mă simțeam prost și doar menționând că într-o zi aveam să fiu în stare să merg din nou. Cu rănile ei, Ellie abia se putea mișca și cu atât mai puțin să se ridice din pat. Eu cred că Dumnezeu face toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care îl iubesc pe el. Am fost cu adevărat surprinsă să văd ce impact avea credința lui Ellie în Hristos asupra atitudinii față de viață și față de ceea ce îi se întâmplase. Fiind creștină de doar 4 luni, speram că într-o zi aveam să pot avea și eu o credință ca ei. Știi, mi-a fost greu, mi-a povestit Ellie, dar l-am iertat pe șoferul acela biat. Dumnezeu a făcut atât de mult pentru noi. Cum am putea să nu iertăm? Cuvintele ei mi-au rămas în inimă. Mă întreb, eu pe cine trebuie să iert? Capitolul 17. Convingere și alegere. Aveam inima grea în timp ce mă întorceam cu mașina împreună cu Kevin de la film. Trecuseră aproape 2 ani de când îmi pierdusem picioarele și eram bucuroasă că reușisem să-mi câștig oarece independență. Îmi conduceam propria mașină, mă țineam de o slujbă și urmasem chiar și câteva cursuri la colegiul comunității. Locuiam într-un apartament și învățasem să mă descurc cu viața în scaunul meu cu rotile. Mă întâlneam cu Kevin de aproape 9 luni. Vorbeam despre orice, ieșeam des împreună și am ajuns foarte apropiați. Ori de câte ori întâmpinam un obstacol în scaunul meu cu rotile și spuneam, nu pot face asta, el m-a ajutat să găsesc o cale prin care să pot. Pe el nu-l deranja că nu aveam picioare, dar pentru mine încă era o problemă, mai ales pentru că eram incapabilă să merg cu protezele pe care le aveam. Erau în continuare prea grele și dureroase. Fiindcă el locuia mai aproape de teatru, eu îl luasem cu mașina în seara aceea. După film, am stat în mașină în parcarea lui și am vorbit cum făceam de obicei. A trecut 1 oră, apoi 2. Într-un sfârșit, Kevin mi-a spus că trebuia să meargă înăuntru. S-a întins să-mi dea o îmbrățișare de noapte bună. Eu l-am reținut nevrând să mă desprind din brațele lui. Avusesem mai multe episoade de aducere aminte în săptămâna aceea. Chiar dacă mai avusesem multe altele în anii de după accident, lucrurile stăteau altfel acum. De asta dată când s-a derulat Alievia filmul, am văzut trenul venind spre mine. M-am văzut pe mine întinzându-mă pe șine. Nu mai era nicio îndoială cu privire la ce se petrecuse. Acum știam. A fost decizia mea. Eu mi-am făcut-o cu mâna mea. Trebuie să-ți spun ceva, i-am șoptit la ureche. Nu avusesem de gând să-i spun, dar tensiunea din umeri nu mă slăbea deloc. Kevin s-a așezat înapoi și mi-a studiat chipul. Ce? Este totul în regulă? Mi-am mușcat buza. Nu știam cum să o spun. Lăsându-mă pe spate în scaunul meu, m-am uitat la el, apoi mi-am coborât privirea. Cred că eu m-am întins pe liniile de tren. Cuvintele mele atârnau în aer. Știu că mai înainte ți-am spus că nu eram sigură, dar am revăzut scena, mi-am amintit. Chiar? M-a întrebat el. Nu puteam vorbi, umerii mi se zguduiau de lacrimi. Kevin și-a întins brațele spre mine și m-a tras spre el într-o îmbrățișare strânsă. În regulă, nu contează, Kristen. Eu doar mă bucur că ești aici, nu trebuie să-ți mai faci griji pentru asta. Cuvintele lui erau mânghietoare, liniștitoare. N-am mai spus nimic altceva, nici nu era nevoie. În următoarele câteva zile mi-a fost și mai greu să mă adaptez la adevăr. Mai multe întrebări mă urmăreau cerșind un răspuns. Cum e posibil? Cum am putut face asta? Voisem de atâta vreme să știu cum am ajuns pe șine, dar nu voiam să fiu genul acela de persoană care a încercat să se sinucidă. Consideram actul acela ca fiind o dovadă de slăbiciune, lașitate și egoism. Uram suferința și supărarea cu care se confruntaseră familia și prietenii mei. Acum știam adevărul. A fost decizia mea. Era vina mea. Se apropia anul nou, dar eu nu sărbătoream. Faptul că știam că încercasem într-adevăr să mă sinucid îmi umplea inima de durere și o rușine adâncă se înfășura în jurul meu aidoma unui lanț plin de rugină. Mă chinuiau aceleași subiecte familiare, viața fără picioare, lupta emoțională cu depresia, faptul că luam antidepresive și durerea fizică din picioare. Capac peste toate, între Kevin și mine s-au iscat niște probleme. Ruth Ann
Îmi spusese să mă internez în spital de fiecare dată când credeam că aș fi putut să mă rănesc. Știam că asta era una dintre acele dăți. Deși mă împotriveam, aveam gânduri de sinucidere. Când lupta din inima mea îmi spunea că nu eram în siguranță, urmam sfatul lui Ruth Ann. Pe când mă aflam în pavilionul de psihiatrie, am întâlnit un bărbat de 40 și ceva de ani și vorbeam deseori cu el. Nu cu mult înainte de a-l întâlni eu, avea tot ce își dorise vreodată. Era managerul unei companii și avea o soție și doi copii. Apoi, soția l-a părăsit, luându-i cu ea și pe cei doi copii. Lumea lui amenința să se prăbușească și nu știa ce rost mai avea viața lui. M-a durut inima când am auzit povestea lui. Cum aș putea să-l ajut pe omul acesta? Am tras aer adânc în piept, apoi am vorbit din inimă. Acum 2 ani, când eram în spital, am primit o plăcuță cu un magnet pe care era scris un verset biblic. Pe atunci nu însemna mare lucru pentru mine, dar acum... Uneori simt că el e tot ce mă face să merg înainte. Zice așa: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă ajută atât de mult să știu că și atunci când eu nu am planuri pentru mine însămi, pot avea încredere că Dumnezeu are. Chiar și atunci când eu nu am speranță pentru mine, El are. Și chiar și atunci când eu nu văd un viitor pentru mine, El vede. Eu trebuie doar să am credință. Știu că El are planuri și pentru dumneavoastră. În timp ce vorbeam, fața ei s-a înseninat. Părea că înțelege ceea ce voiam să spun și că apreciază că îmi făcusem timp să vorbesc cu el. Inima mea zâmbea. Poate că pot să ajut oamenii. Anul nou a venit și a trecut. Câteva zile mai târziu, m-am externat din pavilionul de psihiatrie, simțindu-mă mai bine decât în ultima vreme. Aveam în continuare aceleași lupte, dar faptul că m-am deschis față de alți pacienți m-a umplut cu o pasiune reînnoită pentru viață. Poate că pot face și eu ceva care să conteze. Am răsuflat adânc, ușurată. Se făceau aproape 3 ani de când încercasem să mă sinucid și mă aflam în apartamentul meu, uitându-mă la patul de spital care mă privase de libertate timp de aproape 8 luni, cât a durat recuperarea în urma unei alte operații. Sper că s-a meritat. Doctorii îmi spuseseră că această ultimă operație avea să-mi lungească femurul, fapt ce m-a ajutat să merg mai bine cu proteze. Chirurgul mi-a rupt osul și apoi l-a prins cu niște bare care pătrundeau în picior și ieșeau prin piele. De bare era conectată o cheiță ce trebuia învârtită cu un sfert de rotație de 4 ori pe zi. La învârtirea cheiței, barele continuau să desfacă bucățile de os, separându-le, pentru ca femurul să se vindece mai lung decât fusese înainte. Un os mai lung trebuia să însemne mai multă stabilitate și mai mult control pentru proteze. Am ales să fac operația, dar am subestimat durerea pe care aveam să o îndur, iar doctorii au subestimat la rândul lor cât avea să dureze vindecarea. Să sperăm că osul meu a crescut destul cât să mă ajute să merg mai bine. Fiindcă nu mergeam încă, nu eram chiar sigură de reușită. Cel mai bun lucru care a rezultat din acele 8 luni a fost modul în care a crescut dependența mea de Dumnezeu. Doamne, am nevoie de Tine, obișnuiam să mă rog, cu pumnii încleștați de durere. Te rog, ajută-mă! Ajută-mă să fac față acestei dureri! Cuvintele mi erau puține, dar aveam încredere că Dumnezeu îmi putea auzi inima. Minut după minut puteam simți cum îmi răspunde la rugăciuni și cum mă ajută să îndur fiecare zi până la capăt. Știam că nu eram niciodată singură și că nu aș fi răzbit niciodată într-o perioadă atât de dificilă dacă n-ar fi fost el. În final, doctorii au rămas indeciși dacă operația avea să-mi fie sau nu de folos, dar eu, adânc în inima mea, știam că lunile acelea nu fusese irosite. Timpul acela m-a ajutat cel puțin să mă îndrept mai mult spre Dumnezeu. Atunci când aveam nevoie de El, El era acolo. Am învățat că nici chiar în suferință nu eram singură. La următoarea întâlnire cu Ruth Ann, am vorbit despre cum mergeau lucrurile, despre cum mă vindecam de pe urma ultimei operații și despre câteva din dificultățile cu care mă confruntam. Așadar, cum faci față în plan emoțional tuturor acestor lucruri? Mi-e greu. Care e partea cea mai grea? Pe chipul lui Ruth Ann se citea preocupare. Uneori mă simt oarecum inferioară ca persoană din cauza că nu am picioare.
nu mă simt întreagă. Crezi că Iisus te vede ca pe o persoană inferioară, Kristen? Poftim? Nu mă așteptam la întrebarea asta. Mi-a luat un minut să mă gândesc la ea. Ei bine, nu. Bănuiesc că nu, dar eu tot așa mă simt. Kristen, atâta vreme cât îl ai pe Iisus în viața ta, nu-ți lipsește nimic. Ești o persoană întreagă în Hristos. Încearcă să-L urmezi pe El în locul sentimentelor tale. Adu-ți aminte ce am vorbit noi despre faptul că trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce ai făcut. Îți dai seama că nu ai pe cine altcineva să arunci vina, nu? Da, știu asta. Dar, în același timp, trebuie să te ierți pe tine însăți. Să mă iert pe mine însămi? Cum? Ei bine, în ziua când i-ai cerut lui Iisus să fie Domnul vieții tale și să-ți ierte păcatele, tot păcatul tău, trecut, prezent și viitor, a fost iertat, corect? Am ezitat. Da. Ei bine, dacă tu continui să te pedepsești sau să te condamni, este ca și când ai spune că plata lui Iisus pentru păcatul tău nu a fost suficientă. Vreau să memorez Romani 8:1. Ruten a notat versetul pe un cartonaș și mi l-a înmânat. Am citit cu glas tare. Nu este nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Am pus bilețelul pe bordul mașinii mele ca să-l pot citi în timp ce conduceam spre casă. L-am repetat la nesfârșit, dorindu-mi să pot crede cuvintele acelea în adâncul sufletului meu, acolo unde conta cel mai mult. Adia un vânt răcoros când mi-am rulat scaunul până la mașină, după cursul de marți seara. Odată cu sosirea primăverii în Illinois, mi-a înmugurit și speranța. Chiar dacă trupul meu încă trecea zilnic prin durere, mă săturasem să trăiesc mereu în așteptare. Nu voiam să fiu trasă înapoi de la nimic din ceea ce făceau alții de vârsta mea. Voiam să mă pregătesc pentru viitor. Kristen! În spatele meu s-a auzit o voce de femeie. M-am oprit și m-am întors. Ridicând privirea, am văzut o femeie frumoasă ce părea cam de 30 și ceva de ani. O mai văzusem înainte prin campus, dar nu aveam niciun curs împreună. Da, părea drăguță. Mă întrebam ce voia. Iartă-mă că te abordez în felul acesta, dar eu lucrez cu Kevin. Mi-a povestit multe despre tine și te-am văzut prin campus, așa că am vrut doar să te salut și să mă prezint. Eu sunt Becky. Am plăcut-o pe Becky imediat, ceva mă atrăgea la ea. Am vrut doar să te încurajez, mi-a spus ea în timp ce mi-a relatat povestea ei. Suferise mult fiind prinsă într-o relație abuzivă, iar fiica ei avea o boală congenitală. Deși detaliile erau diferite, m-am putut raporta în multe privințe la greutățile cu care se confrunta. Aproape că îi puteam simți durerea. Apoi, povestea ei s-a schimbat. Un prieten mi-a spus despre o biserică din apropiere, așa că m-am decis să-i dau o șansă. Nu eram sigură ce să aștept, dar a fost ca și când Dumnezeu m-ar fi întâlnit acolo, în mijlocul durerii mele. Am putut simți dragostea și acceptarea Lui. Am mai multă putere și bucurie acum, când am o relație cu Hristos. Am ajuns să-L cunosc mai bine, iar lucrurile nu stau la fel de rău ca înainte. Nu spun că situația mea s-ar fi schimbat într-atât de mult, dar acum pot să merg la Dumnezeu, iar El mă ajută prin toate. Până în acea zi, n-am știut niciodată că îl puteam cunoaște în felul acesta. Becky a zâmbit. Sunt o mamă singură care s-a întors la școală. Îmi este greu, dar Dumnezeu a făcut atâtea lucruri uimitoare. Îl iubesc atât de mult. Fața ei radia pace și bucurie. După o vreme s-a uitat la ceas. Nu vine să cred că am stat atâta de vorbă. Îmi pare rău. Trebuie să te las să pleci. Nu, e în regulă, serios. Am zâmbit. Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine. A fost bine. Îndepărtându-mă, m-am uitat la ceasul din mașină, surprinsă să văd că vorbisem timp de 2 ore. Nu puteam aminti tot ce spusese Becky, dar un lucru mi-a rămas în minte. Femeia aceea strălucea. Îmi era limpede că relația ei cu Dumnezeu era motivul pentru care ea avea atâta bucurie. Într-un mod ciudat, simțeam că era bine că o întâlnisem și că mi-a împărtășit atâtea. Poate că s-a întâmplat cu un scop anume. Poate că Dumnezeu voise să o întâlnesc și să am parte de acel moment minunat, special. Văzând cum se raporta Becky la Dumnezeu, s-a stârnit în mine un dor,
pe care nu-l mai simțisem până atunci. În timp ce mă pregăteam de culcare în seara aceea, mintea mi era potopită de gânduri. L-am acceptat pe Iisus în inima mea, în viața mea. Am luat o decizie pentru El și am devenit creștină imediat după accident. De ce nu-L cunosc așa cum îl cunoaște Becky? De ce eu nu am aceeași pace, bucurie sau dragoste de viață? Știam că pentru a avea o relație cu o persoană trebuia să vorbesc cu ea. Adevărul era că eu nu vorbeam cu Dumnezeu și nici nu mă rugam foarte mult, de obicei. Vorbeam despre viața mea cu prietenii mei, cu familia sau cu Ruten. Dacă Dumnezeu este atât de mare și de iubitor precum spune că este, atunci El e chiar mai preocupat de amănuntele vieții mele decât sunt prietenii și familia mea. El mă iubește mai mult decât toți ceilalți și Lui îi pasă de mine mai mult decât oricui altcuiva. Cu siguranță, El ar vrea să vorbesc cu El despre toate lucrurile, în loc să dau fuga mai întâi la ceilalți. Și fiind Dumnezeu, El are sigur mai multe răspunsuri. Răspunsurile corecte. Poate că vrea să mă rog mai des și nu doar atunci când sunt deznădăjduit, în suferință sau într-o dispoziție bună. Mă gândesc că pentru acest fel de relație cu Dumnezeu, spunea Brad, că am fost creați. Dar cum aș putea să-mi amintesc să vorbesc mai mult cu Dumnezeu? Doamne, vreau să te cunosc și eu cum te cunoaște Becky. Ce ai vrea să fac? În timp ce m-am rugat, am simțit că trebuia să-i dau voie lui Dumnezeu să-mi fie cel mai bun prieten, trebuia să vorbesc cu El despre toate și trebuia să ascult ce avea de zis și să-i dau prioritate. În următoarele câteva săptămâni, am început să pun în practică aceste lucruri. Când se evia vreo problemă, vorbeam cu Dumnezeu despre ea. Și cu cât făceam asta mai des, cu atât îl simțeam mai mult alături de mine. Când mă simțeam deprimată, mă rugam și mi se schimba perspectiva. Când eram copleșită de îngrijorare, mă rugam și aveam mai multă pace. În exterior, schimbările nu erau mari, dar le puteam simți în interior. Și îl simțeam de asemenea pe Dumnezeu. Cu cât mă concentram mai mult asupra Lui, cu atât îmi dădeam mai bine seama că ceea ce avusesem întotdeauna nevoie, lucrul după care tânjisem, era să am o relație mai bună cu El. Văzând modul în care m-a ajutat acest singur pas, am vrut să schimb mai multe. Pot să fac asta. Pot să-mi schimb viața. Mă săturasem să trăiesc în aceeași veche matcă. Eram gata să mă pun din nou pe propriile picioare, dar nu din punct de vedere fizic, atunci emoțional. Mă săturasem să mă lupt cu depresia. Împreună cu Dumnezeu o puteam înfrânge. Eram sigură de asta. Capitolul 18. Nu mă descurc singură. După ce m-am spălat și m-am îmbrăcat, m-am întins după medicamente. Cu doar câteva zile în urmă mă despărțisem de Kevin, decizie despre care eram convinsă că era bună, dar mă simțeam îngrozitor. Îmi era dor de el. Iar acum viitorul meu părea un mare semn de întrebare. Cum țineam sticluțele în mână, ceva m-a făcut să mă opresc. Știu că n-am nevoie de astea. Am nevoie de mai mult din Dumnezeu în viața mea. Nu mai vreau să le iau. Gândurile mi se repetau la nesfârșit în minte. Nu puteam imagina cum ar fi fost să iau antidepresive tot restul vieții. Atunci când le luam, simțeam că totul ce mă privea pe mine se derula la un pas distanță de lume. O barieră invizibilă mă învelea ca într-o mantie. Încetasem să mai cred că medicamentele aveau să mă ajute să ies din depresie. Nu-mi plăceau efectele lor secundare, somnolența, pierderile de memorie, tremurăturile mâinilor. M-am uitat încă o dată la antidepresivele din mâinile mele. Încă nu și-au făcut efectul și le iau de ani de zile. Voiam să fiu eliberată de ele. M-am gândit că dacă încetam să le mai iau, poate că aveam să pot merge cu adevărat mai departe cu viața mea. Eram gata pentru o schimbare de anvergură. Aș putea să nu le mai iau și gata. Nimeni nu va ști. Am luat în considerare ideea de a mă consulta cu doctorii mei, dar mi-a fost frică să nu mă facă să mă răzgândesc. Îmi spuseseră de nenumărate ori că aveam nevoie de antidepresive pentru tot restul vieții. Trebuie doar să decid. Am să renunț, brusc și definitiv. Nu mai pot continua așa. Am pus sticluțele cu antidepresive înapoi pe raft. Dacă voiam cu adevărat să depind de Dumnezeu, atunci trebuia să fac asta. Nu-i așa? În prima zi, nu am simțit nicio diferență. Depresia nu s-a ameliorat,
dar nici nu s-a înrăutățit. Asta m-a făcut fericită. Nu am avut parte de suișuri și coborâșuri emoționale cum mă temusem eu. M-am simțit normal. M-am simțit mai puternică. Dependența de antidepresive mă făcuse întotdeauna să mă simt slabă. De multă vreme nu mă mai simțisem atât de stăpână peste viața mea. În ziua următoare, totul părea a fi ca în ziua precedentă. Medicamentele astea au avut vreun efect cât de mic asupra mea? Oare de ce le mai luam? Orice urmă de îndoială îmi dispăruse acum. Mai târziu, în cursul zilei, Merrick, un prieten de-al meu, m-a sunat ca să mă invite la o petrecere ce se ținea la el acasă. Deși nu mai plăceau petrecerile la fel de mult ca înainte, m-am gândit că era bine pentru mine să mai pierd vremea cu câțiva prieteni, să-mi mai abat gândurile de la Kevin. Merrick m-a dus în brațe până în casă, unde am fost întâmpinată de muzică zgomotoasă și de prieteni cu sticlă de băutură în mâini. Bună, Kristen! John, un alt prieten de-al meu, s-a apropiat și mi-a întins o sticlă colorată. Ai încercat vreodată așa ceva? Are să-ți placă. Mersi. Am zâmbit și am luat sticla în speranța că mă voi relaxa și distra puțin. Adânc în sinea mea știam că nu ar fi trebuit să beau. Motivele mele nu erau bune, iar doctorul mă avertizase că medicamentele împotriva durerii dublau efectele alcoolului, dar asta nu m-a oprit. Pe parcursul serii am băut 3 sticle, care au avut efectul A6. În scurt timp, mi s-a făcut greață și am amețit. Emoțiile mele au început să o ia razna și am știut că trebuia să merg acasă. Ajuns acasă, m-am dus direct la culcare, dar m-am sucit și învătit pe toate părțile. Inima îmi bătea nebunește, capul îmi buia. Ochii nu voiau să stea închiși, gânduri pline de teamă îmi umpleau mintea. Lucrurile ar fi mult mai bune dacă aș putea să merg. Dacă n-am să mai merg niciodată? Mi-e dor de Kevin. Dacă aș putea merge, aș fi fericită. N-am să fiu niciodată fericită cu altcineva. Mintea îmi sărea de la lucrurile importante la cele neînsemnate. Toate păreau a fi greșite în viața mea. Dimineața când au mijit zorile, eu eram încă trează. Ce nu-i în regulă cu mine? După lunga noapte albă, ideea sinuciderii îmi invada din nou gândurile. Îmi simțeam trupul fierbinte, luarcă de sudoare. Capul îmi bubuia de durere și vedeam ca prin ceasă. Am tot încercat să-L aleg pe Dumnezeu, să iau decizii care să-I facă plăcere. De ce am sfârșit aici? Am nevoie de ajutor. Mi-am închis ochii și m-am răsucit, ghemuindu-mă sub plapumă, dar somnul întârzia să vină. Sunt o persoană oribilă. Lucrurile n-au să fie niciodată mai bune. N-am să fiu niciodată fericită. Tot restul vieții mele are să fie un eșec. Au trecut ceasuri întregi, iar eu eram încă în pat. Am auzit o bătaie în ușa apartamentului meu. Merrick trecuse pe la mine să vadă cum mă simt. Când m-am dus să deschid ușa, camera se învătea cu mine. Am încercat să-mi focalizez privirea pe chipul lui Merrick, dar nu eram în stare. Kristen, te simți bine? Da, dar ea a spus. Și eu vreau, dar eu nu pot. Și nu știu cum. De ce? Nedumerirea îi se citea pe chip. Nu înțeleg, Kristen. Întinde-te. Mă întorc imediat. Merrick s-a întors împreună cu tatăl meu. Mama a apărut și ea la câteva minute după ei. Văzând în ce stare eram, mama a venit în grabă lângă mine. O, scumpa mea, ce ai pățit? Mi-am deschis ochii și am fixat pe fruntea ei încrețită și pe ochii cuprinși de frenezie. Am încercat să-i explic, dar cum mi-am deschis gura, cuvintele s-au rostogolit afară. Kristen, vorbești în dodii. Mamă, îmi pare rău, nu știu ce se întâmplă. Totul era încețoșat până când într-un final m-a biluit somnul. Câteva ore mai târziu, mama m-a scuturat ușor de umăr. Ruten vrea să vorbească cu tine. Am luat receptorul din mâna ei. Kristen, ți-ai luat medicamentele? Am încercat să-mi amintesc. Nu, nu o pot face. Nu vrea să mă lase. Nu vreau să... Știam că vorbeam tot fără nicio noimă, dar nu puteam face cuvintele să mi se supună. Nu mai pot face asta. Nu o pot scoate la capăt. Lucrurile s-au înrăutățit din nou. Vreau doar să se termine totul. Kristen, am auzit iarăși glasul lui Ruth Ann. Ce? Mi-am deschis ochii și am încercat să mă concentrez asupra vocii ei. Ai avut gânduri suicidare? Da. Nici nu mai pasă.
Totul e anapoda, îmi urăsc viața, e prea grea. Îmi fac griji pentru tine, Kristen. Vreau să te duci cu mama ta la spital. Ai să faci asta? Nu. Vrei, te rog, să te duci, Kristen? Acolo te pot ajuta să te simți mai bine. Nu mă închisiam într-atât încât să mă cert. De acord, dar eu tot nu mai pot continua așa. Kristen, poți să-mi spui de ce ai încetat să-ți iei medicamentele? M-a întrebat un doctor nou. Voiam să-i spun că făcusem tot ceea ce îmi ceruseră doctorii și consilierii, dar viața mea era în continuare un dezastru. Nu-mi place cum mă afectează antidepresivele și nici nu cred că au să mă ajute vreodată să ies din depresie. Cuvintele mi s-au revărsat grăbite din gură. Mi se părea că vorbeam cu 2 km pe minut, dar nu-mi păsa. Alcoolul îmi indusese simptome de sevraj antidepresivelor și încă îi resimțeam efectele. Gândurile mele veneau în galop. Chipul doctorului era încețoșat și mi-era greață. În timp ce doctorul îi adresa mamei mele câteva întrebări, eu încercam să mă decid dacă mai voiam să lupt. Vreau să fiu aici, dar nu vreau să fiu aici. M-am gândit la toate eforturile pe care le făcusem pentru a mă face bine. Îmi luasem medicamentele așa cum îmi ceruseră niște profesioniști. Am avut încredere în ei că știu ce este cel mai bine pentru mine. Am fost la ședințe de consiliere familială și individuală. M-am străduit din răsputeri și ajutat într-o oarecare măsură, dar depresia se agăța în continuare de mine, refuzând să mă elibereze din strânsoarea ei. Dacă antidepresivele chiar aveau de gând să mă ajute, ar fi funcționat până acum. Am încercat de toate, dintre cele mai diferite, așa cum mi-au cerut, dar tot nu mă simt mai bine. Dacă am făcut tot ce mi s-a cerut și tot nu se vede vreo ameliorare, atunci n-are niciun rost să le mai iau. Kristen, eu cred că ești bipolară. Va trebui să-ți schimbăm medicația. Poftim? Asta de unde am mai scos-o? Asta nu-s eu. Nu așa sunt eu de obicei. Cuvintele doctorului m-au făcut să fierb de mânie. Era cu mine de 10 minute și deja îmi lipea o etichetă pe frunte. Era cel mai ușor pentru el să-mi pună diagnosticul acela. Am simțit că nu face decât să aleagă la întâmplare o nouă problemă doar ca să-mi poată prescrie mai multe medicamente. Știam că nu eram bipolară, iar dacă doctorul m-ar fi cunoscut cu adevărat sau și-ar fi făcut timp să-mi citească fișele, ar fi realizat asta. Problema e că am încercat să renunț la medicamente de capul meu, brusc și definitiv. Problema e colac peste pupăză că am și băut. Problema e că nu mi-am stăpânit emoțiile. Era a treia oară consecutiv când mă internam în pavilionul de psihiatrie, iar rușinea și durerea umpleau fiecare cotulon al sufletului. Nu e nicio speranță. Am s-o scot vreodată la capăt. Am crezut că Dumnezeu voia să fac câteva schimbări în viața mea, dar am presupus că acestea trebuia să se producă prin puterea mea, prin propria determinare. Poate că mă înșelasem. Mi-am împins scaunul cu rotile până în zona comună a pavilionului de psihiatrie pentru tineret. În celelalte două dăți fusesem internat în secția pentru adulți. Toată lumea de acolo era mult mai în vârstă decât mine, așa că îmi fusese greu să mă raportez la frământările lor. Doctorul a fost de părere că pavilionul pentru tine era mai potrivit pentru mine. Speram să aibă dreptate. La terapia de grup au participat câteva fete tinere, fete în nevoie, cu inima frântă și în suferință. Acestea au vorbit despre cum își făceau tăieturi în carne și cum se urau pe sine și pe toată lumea din jur. Ascultând poveștile lor, voiam să le împărtășesc speranța pe care o găsisem eu în Hristos, dar îmi era teamă că avea să pară superficială. Viața mea era un dezastru. Eram și eu închisă în pavilionul de psihiatrie împreună cu ele. Mă convinsesem pe mine însă că renunțarea la medicamente însemna că mă încredeam în Dumnezeu, că era un act de credință. În loc de asta, era un act de independență. Luasem lucrurile în propriile mâini și hotărâsem să mă însănătoșesc în timpul stabilit de mine. Nu mai pot trăi așa. O, Doamne, am nevoie de Tine. Lacrimile mi-au umplut ochii. Te rog, ajută-mă să învăț cum să trăiesc pentru Tine, Iisuse. În liniștea camerei mele m-am gândit la cum ajunsesem din nou acolo. Am fost atât de dramatică privind lucrurile ca fiind ori foarte bune, ori foarte rele, iar emoțiile mele fluctuante reflectă asta. Am nevoie să mă maturizez și să fiu mai deliberată în ceea ce privește viața mea. Am nevoie să mă concentrez mai mult asupra lui Dumnezeu și să încep să acționez mai mult așa cum ar vrea El. Unul dintre motivele pentru care mi-era greu era acela că nu cunoșteam Biblia foarte bine și că nu petreceam timp cu oameni care o foloseau pe post de călăuz a vieților lor. Am luat un carnețel și am trecut în revistă lucrurile care aveau să mă ajute să mă simt mai bine.
I-am cerut lui Dumnezeu înțelepciune și apoi am început să scriu. Trebuie să renunț la medicamente cu ajutorul doctorului meu. Trebuie să lucrez serios la mers. Trebuie să mă înconjur de prieteni care și-au dedicat viața în întregime lui Dumnezeu. Trebuie să încep iarăși să frecventez o biserică. Trebuie să mă concentrez cu totul asupra lui Dumnezeu. Pe lângă a mă concentra mai mult asupra lui Dumnezeu și a face lucrurile așa cum ar fi vrut el, o altă cheie era să merg. Operațiile își spuseseră cuvântul, iar protezele nu o îmbunătățiseră prea mult. Tot nu se potriveau bine. Erau grele, urâte și dureroase, aproape că renunțasem la mers. Îmi abandonasem protezele cu mine la spital și m-am decis să exersez mersul în timpul liber. Pot măcar să încerc. Este un pas, sau mai mulți, în direcția cea bună. Mi-am îmbrăcat pantalonii scurți marca Adidas, care îmi ușurau munca de a-mi fără picioarele în proteză și de a le strânge în curere. Mi-am securat sub brațe cârjele, m-am ridicat în picioare și m-am plimbat o vreme pe coridoarele de lângă salonul meu. Durerea îmi străbătea picioarele. Ochii mi s-au umplut iarăși de lacrimi, dar mă simțeam mai bine știind că am exersat. M-am întors la scaunul meu cu rotire și, în timp ce îmi dădeam jos protezele, o asistentă în haine albe a intrat în salon. Ai acolo niște picioare foarte drăguțe, a spus ea. Îți plac? În vocea ei nu era nici urmă de miră, doar curiozitate. Am ridicat din umeri și m-am decis să-i spun adevărul gol-goluț. Sunt în regulă. Doar că nu seamănă deloc cu picioarele mele adevărate. Nu voiam să fiu negativistă, dar nici entuziastă nu puteam fi. Ei bine, când Dumnezeu îți servește lămâi, tu poți doar să faci o limonadă, a declamat ea încrezătoare. Am mai sporovăit câteva minute, apoi ea s-a întors grăbită la datorie. După ce a plecat, cuvintele ei au rămas cu mine. Era lucrul cel mai simplu și totuși avea sens. Este posibil să iau toată suferința inimii mele și dificultățile pe care am trecut și să le dau voie să lucreze spre binele meu? Gândul m-a făcut să sper în schimbare. De asemenea, m-a făcut să mă gândesc la ceva ce Ruth Ann îmi spusese cu un an înainte. Tu ești o persoană cu o voință puternică, Kristen. Asta poate să lucreze ori pentru tine, ori împotriva ta. Dacă am într-adevăr o voință puternică și dacă Dumnezeu m-a făcut așa, vreau ca asta să lucreze pentru mine, nu împotriva mea. Trebuie să încetez să mai las viața să mi se întâmple și să fac lucrurile așa cum vrea El. M-am uitat din nou peste lista mea. Biserică, prieteni evlavioși, decizii bune. Mi-a venit în minte biserica pe care o vizitasem nu de mult. Cred că acolo trebuie să merg. Trebuie să-L urmez pe Dumnezeu, altfel relația mea cu El și viața mea nu se vor schimba în veci. Este singura mea speranță. Capitolul 19. Aici cu un scop. Am intrat în clădirea liceului unde se țineau serviciile religioase, simțindu-mă singură și puțin nervoasă, dar și încântată. La începutul săptămânii aceleia, vizitasem o mică adunare bisericească pentru tineri de 20 și ceva de ani și întâlnisem deja câțiva oameni drăguți. După ce mi-am găsit un loc în sala de sport, un bărbat s-a apropiat de mine. Cu părul blond și ochii albaștri, părea să aibă puțin peste 30 de ani. Ținea de mână o fetiță care arăta cam de 4 anișori. Aceasta mi-a oferit un zâmbet sfios, după care și-a ferit ochii căprui de privirea mea și s-a ascuns după piciorul tatălui ei. Bun venit la capelă! Eu sunt Jeff, iar aceasta este fiica mea, Jora. Ne bucurăm că ești aici. E prima dată? Am mai fost odată aici, iar miercuri am fost la Incite. Serios? Ți-a plăcut? Mult! Toți au fost foarte drăguți și muzica grozavă. Am mai sporvăit câteva minute, după care el s-a uitat la ceas. Of, nu-mi place să fug, dar trebuie să plec. Îmi spui cum te numești? Sigur, numele meu este Kristen. Mă bucur că te-am cunoscut, Kristen. Sper să te mai văd pe aici. Jora mi-a făcut cu mâna în timp ce se îndepărtau grăbiți. I-am făcut eu cu mâna, întorcându-i zâmbetul. Trupa muzicală a început serviciul cu câteva cântece creștine de laudă, ale căror versuri erau proiectate pe un ecran. Mi-a plăcut muzica și am aflat că era ușor de cântat. În timp ce cântam împreună cu toată lumea din încăpere, mi-am dat seama că de multă vreme nu mai fusesem atât de fericită. Când a venit rândul pastorului să vorbească, am fost surprinsă să-l văd urcând pe podium pe bărbatul care tocmai mă abordase. Era pastorul Jeff. În timp ce îl ascultam, o căldură mi-a inundat pieptul. Cea mai puternică forță din lume, forța care schimbă vieți, este dragostea lui Dumnezeu.
Atunci când vei începe să simți afecțiunea lui fierbinte pentru tine, ea te va transforma. Nu vei mai fi niciodată același. Era ca și când Dumnezeu l-a fi pus acolo ca să-mi vorbească direct mie. În următoarele luni am mers cât am putut de mult la capelă. M-am alăturat unui grup de femei și am început să citesc Biblia, să vorbesc cu Dumnezeu și să ascult mai des posturi creștine de radio. În scurt timp m-am simțit ca și când aș fi ieșit din hăul depresiei mele direct în brațele lui Dumnezeu. Le povesteam tuturor celor dornici să mă asculte despre cele învățate la biserică. Am vorbit cu mama mea, iar ea s-a hotărât să vină la biserică împreună cu mine. Se vedea din strălucirea ochilor ei că se bucura pentru mine, dar am citit în ei și altceva. Precauție. Parcă s-ar fi așteptat să intru iar în bucluc, cum se întâmplase de fiecare dată până atunci. Speram ca de astă dată lucrurile să fie altfel. De astă dată mă simțeam altfel. Doamne, te rog, ajută-mă să rămân pe calea aceasta. Ghici, ce s-a întâmplat, Kristen? La capătul celălalt al firului s-a auzit vocea incitată a mamei. O prietenă de-a mea știe pe cineva care lucrează pentru un tehnician ortoped. Compania lui, zice ea, lucrează la un nou tip de proteze pentru picioare. Se spune că ar fi mult mai bune. Voiam să cred că existau pe lumea asta proteze mai bune, unele care să nu doară atât de tare și care să-mi permită să merg fără cârje sau cadru de mers, dar nu voiam să-mi fac prea multe speranțe. Mi-am amintit cât de zdrobite fusesem când primele mele proteze n-au ieșit așa cum mă așteptasem. Când a venit ziua să mă viziteze noul tehnician ortoped, nu m-am pierdut cu firea. Fața mamei mele era toată un zâmbet când a deschis ușa din față. Bună ziua, doamnă Anderson, a spus un bărbat îmbrăcat cu gust, într-o pereche de pantaloni negri și o cămașă albă cu nasturi. Mă numesc Ray McKinney. Vă mulțumesc din suflet că ați venit. Plăcerea e de partea mea. Zâmbea călduros în timp ce vorbea, aducându-mi aminte de tatăl meu. Și cine e această tânără fermecătoare? Tu trebuie să fii Kristen. Mi-am ridicat privirea și am zâmbit. Da, eu sunt Kristen. Chipul îi strălucea de încântare în timp ce ne-a explicat diferențele între vechile și noile proteze. Monturile funcționează pe baza unui sistem de aspirare în vid, ceea ce înseamnă că nu e nevoie de catarame la capătul manșoanelor și că nu va trebui să porți un corset. E partea cea mai bună, a spus el cu un zâmbet larg, întins pe față. Este că sunt ușoare și că vor dura mult mai puțin. Chiar așa? Asta am așteptat. Kristen, eu cred că te putem face să mergi fără ajutorul cadrului de mers, cârcerol sau bastonului. Chiar credeți? Inima îmi bătea cu putere în timp ce i-am aruncat o privire fugară mamei. Lacrimile din ochii ei arătau că și ea voia să creadă vorbele lui la fel de mult ca mine. Da, chiar cred, a spus Ray. Poftiți cartea mea de vizită. Vă rog să-mi dați un telefon dacă aveți întrebări. A fost minunat să vă întâlnesc. Vă mulțumesc, am spus eu în drum spre ușă. Și pentru mine a fost minunat să vă întâlnesc. În urma lui, mi-au trecut tot felul de gânduri prin cap. Chiar este posibil să merg din nou pe picioarele mele fără cârje sau cadru de mers? Protezele acelea sună extraordinar. Mai mult ca sigur că sunt scumpe. Poate când am să termin școala și am să găsesc o slujbă bună, am să pot pune deoparte ceva bănuți pentru ele. Un moment mai târziu, mama m-a chemat la fereastră, arătându-mi mașina lui Ray în timp ce acesta se îndepărta. I-ai văzut numărul de înmatriculare? M-am uitat rapid pe fereastră. Leg MKR. Nu este vorba despre tine. Ce prim rând extraordinar! Cred că l-am citit pe puțin de 10 ori. Stacy a zâmbit și a sorbit din cafea. O întâlnisem pe Stacy la grupul de tinere adus de la capelă. Era membră în biserică și avea un zâmbet molipsitor și ajunsesem prietene apropiate. Într-o zi mi-a pomenit de o carte intitulată Viața condusă de scopuri. Ai vrea să o citim împreună? Ne-am putea întâlni săptămânal să discutăm despre ea. Am auzit de cartea asta. Sigur, mi-ar face plăcere. Eram interesată de orice m-ar fi ajutat să învăț mai multe despre Dumnezeu. Ne-am întâlnit într-o cafenea ca să vorbim despre ce învățasem fiecare. N-am realizat asta decât de curând, dar cred că în cea mai mare parte a timpului m-am concentrat doar asupra mea, i-am spus eu. Am crezut că așa trebuie să procedez ca să ies din depresie, dar cartea asta m-a ajutat să înțeleg lucrurile într-un mod atât de diferit. Nu-mi vine să cred cât de egoist am fost. Stacy a râs. Poate că așa suntem toți. Da, poate.
Dar știi, eu cred că în cazul meu asta a făcut parte din depresie. Toată lumea îmi spunea că trebuie să am grijă de mine ca să mă însănătoșesc și așa am făcut. Am vrut mai mult decât orice să ies din depresia, dar să mă concentrez asupra mea a fost o cale greșită. Dumnezeu ar fi trebuit să fie în centrul atenției mele și nu a fost. Nici nu-i de mirare că m-am împotmolit atâta vreme în cercul vicios al depresiei. Egoismul nu aduce fericirea. Stacia a încuvințat din cap. Nu, asta cu siguranță. Dar e minunat să văd cât de bine te descurci acum, Kristen. Crești în relația ta cu Dumnezeu și nu pot decât să-mi imaginez cum te va folosi în viitor. În săptămânile ce au urmat, am vorbit îndelung cu Stacy, iar clipele petrecute împreună erau totdeauna încurajatoare. În plus, am început și să pun deoparte zilnic un timp pe care să-l petrec cu Dumnezeu, citind din Biblie și rugându-mă. Într-o zi, pe când ședeam în confortabilul scaun albastru de lângă fereastra din față, m-am rugat ca Dumnezeu să fie real pentru mine. Tot așa de real ca atunci când eram împreună cu Stacy. Cu fiecare zi în care petreceam acel timp cu Dumnezeu, El mă umplea de pace, bucurie și pricepere. Relația mea cu El era mai bună ca niciodată. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Am citit în Proverbe 19:21. De ani de zile, planul meu a fost să merg, să mă simt mai bine, să fiu fericită. Dar ce planuri are Dumnezeu pentru mine? Am recitit unul dintre pasajele mele preferate, Efeseni 2:10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Doamne, pentru ce anume m-ai ținut aici, în afară de a avea o relație personală cu Tine? Îmi place să Te cunosc, dar ce fapte bune ai pregătit dinainte pentru mine? Mi-am trecut în revistă talentele, înzestrările, pasiunile. Cuvintele lucrare și misiune îmi dădeau emoții. Pe bune, Doamne! Am tras aer adânc în piept și mi-am ridicat ochii spre tavan. Oare poate Dumnezeu să aleagă într-adevăr pe cineva atât de ordinar ca mine pentru a face lucrarea Lui? Mi-au venit în minte cursurile de asistență socială pe care le urmasem la colegiu. M-am gândit că dacă obțineam o slujbă ca asistent social, puteam să ajut oamenii să-și găsească de lucru, adăpost și hrană. Luasem în considerare și posibilitatea de a lucra cu adolescenți aflați în dificultate. Acum îmi dădeam seama că în loc să ajut oamenii în nevoile lor fizice, îi puteam aduce la Iisus, le puteam spune despre Dumnezeu. Asta i-ar ajuta mai mult decât orice altceva. Cum m-a ajutat și pe mine. Doamne, asta vrei Tu să fac? În timp ce m-am rugat, am fost umplută mai mult ca niciodată de pace, bucurie și scop. Parcă Dumnezeu îmi dădea un răspuns la ceea ce încercasem să desușesc încă de la accident, când lumea îmi spunea că ai ceva te făcut aici, Kristen. În săptămânile următoare, am continuat să citesc Biblia și să mă rog în legătură cu ceea ce avea să însemne să slujesc pe Dumnezeu într-o misiune cu normă întreagă. Mi-am închipuit că avea să fie grozav, dar că probabil n-aș face prea mulți bani. Nu mă deranja acest lucru. Banii și posesiunile materiale nu mi-aduseseră niciodată fericirea dorită. Dar dacă mă implic într-o lucrare, probabil că n-am să fiu niciodată în stare să-mi permit protezele de care mi-a spus Ray. Sunt prea scumpe. Asigurarea de sănătate îmi acoperă doar o parte din costuri. Doamne, nu știu ce să fac. Întotdeauna am crezut că Tu vrei ca eu să pot merge. Zilele treceau, iar entuziasmul meu de a spune altora despre Dumnezeu prin intermediul unei lucrări în care să fiu deplin implicată creștea. Doamne, dacă Tu vrei să pot merge din nou, Tu vei face posibil acest lucru, m-am rugat. N-am să mai fac griji pentru asta. Acum am să mă concentrez pe cunoașterea și slujirea Ta. Arată-mi care e următorul pas. Unul dintre posturile de radio pe care le ascultam în mod regulat era afiliat cu Moody Bible Institute din Chicago, la mine în curte, practic. Am căutat pe internet mai multe informații despre școală. Programa părea grozavă, dar costurile prohibitive. N-am să am niciodată destui bani. Niciodată n-am fost un elev eminent. Mă îndoiesc că mă vor accepta. Am decis că nu stricat să încerc și am început prin a urma un singur curs online.
În același timp, lucram ca să economisesc destui bani pentru a putea studia integral semestrul următor. Arată-mi care este voia ta, Doamne. Vreau să te urmez chiar dacă asta înseamnă să nu mai pot merge niciodată. La mulți ani, Kristen, au izbucnit zeci de glasuri în clipa când am intrat pe ușă. Noii mei prieteni de la capelă dăduseră o petrecere de ziua mea. Michelle, una dintre fete, organizase totul, iar petrecerea se ținea în casa surorii ei. Nu venea să cred că toți oamenii aceia se aflau acolo pentru mine. Am încercat să nu mă schimonosesc de durere când am intrat în casă cu ajutorul protezelor. Deși mă împăcasem cu mine în scaunul cu rotile, să merg era un vis de care încă mă agățam. Nu devenise mai ușor să merg cu proteze, dar încercam să le folosesc cu mai multă regularitate. Mă simțeam ca un țânc care abia învăța să meargă. Nu vine să cred că am 21 de ani și de-abia merg. Sper că nu va mai trece mult până când o să doară mai puțin și am să pot merge mai mult. După petrecere, sora lui Michel, Tammy, m-a condus la mașină. Nu știu dacă știi asta, Kristen, dar soțul meu a fost de gardă în noaptea în care a avut accidentul. Chiar? Am rămas gură cască. Cum? Vorbești serios? Wow, n-am știut. Tammy și-a încrucișat brațele la piept. Da, Bill a fost unul dintre paramedici. Când a venit acasă în noaptea aceea, se vedea că ceva îl tulburase rău de tot. Ne-a povestit că o fată de 17 ani s-a întins în fața unui tren de marfă, că îi fusese tăiate picioarele și că nu știau dacă avea să trăiască. Inimile ni s-au umplut de milă pentru ea, pentru tine, și ne-am prins de mâini chiar acolo în bucătărie și ne-am rugat. S-au rugat pentru mine? Wow! Nu știam nimic despre tine, dar inimile ne erau sfâșiate pentru tine. Ne-am rugat să supraviețuiești și să găsești speranță în Hristos. Am simțit un nod în gât și am înghițit greu. Extraordinar! Nici măcar nu mă cunoșteați, iar acum sunt aici. Dumnezeu chiar răspunde la rugăciuni. Așa e, Kristen, în multe feluri. Trebuie să admit că am fost furioasă când apelul telefonic mi l-a răpit iarăși pe Bill de acasă, iar în seara aceea mi-am dat seama cât de importantă este slujba soțului meu. Tammy zâmbea. Când te-am văzut prima oară la capelă, Bill s-a aplecat spre mine și mi-a spus: cred că ea este, ea e fata. Era atât de încântat. Pe bune? Am întrebat eu. Da, Kristen, pe bune. În timp ce vorbeam, Bill venea de afară spre noi. Nu eram sigură dacă voiam să-l întâlnesc, la urma urmei. Mă văzuse zdrobită și în suferință. Dar în timp ce Bill se apropia, în mine a izvorât recunoștința. Tammy tocmai mi-a spus că a fost acolo în noaptea aceea. Nu vine să cred. Căutam cuvinte care să încerce măcar să exprime adânca gratitudine pe care o simțeam, dar nici unele nu păreau suficiente. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Nu trebuie să mulțumești, Kristen. A fost plăcerea mea. Știi, n-am crezut că ai să supraviețuiești. Ai pierdut aproape 4 litri de sânge. În general, oamenii mor după ce pierd puțin peste 2 litri. Când te-am văzut prima oară, am fost șocat că mai erai încă în viață. Am văzut oameni murind din cauza unor răni mult mai puțin grave. Nu-i nicio îndoială că Dumnezeu ți-a salvat viața în noaptea aceea, pentru că din punct de vedere medical, ei bine, din punct de vedere medical, supraviețuirea ta era o imposibilitate. Și acum, uită-te la tine, stai în picioare, mergi. Cine și-ar fi închipuit că se va întâmpla vreodată așa ceva? A fost un miracol, a spus Tammy. Bill a încuvințat din cap. Nici nu știi cât de mare, Kristen. Ți s-a spus vreodată că au încercat să aducă un elicopter Flight for Life pentru tine, dar că ceața era prea groasă? Nu. În schimb, a făcut ceva ce eu n-am mai văzut, nici până atunci și nici de atunci încoace. Au anunțat prin radio că circulația în toate intersecțiile dintre locul unde te aflai tu și până la spital era blocată. O cursă care ar fi luat în mod normal 45 de minute a durat doar 8. Cred că eram cu toții atât de surprinși că mai erai încă în viață încât am vrut să ne asigurăm că făceam tot ce ținea de noi. Mi s-a făcut pielea de găină, iar inima îmi bătea gata să-mi spargă pieptul. Dumnezeu te-a ținut aici cu un scop, Kristen. Capitolul 20. Credință și iertare.
Așteptasem încă de la ultima vizită la pavilionul de psihiatrie să vorbesc cu Ruth Ann despre renunțarea la antidepresive pe calea corectă. Știam că am avut nevoie de ele imediat după tentativa de sinucidere, dar acum nu mai aveam. Doctorii îmi spuseseră că ei erau de părere din cauza istoricului familiei mele că aveam un dezechilibru chimic de natură genetică și că aveam nevoie de antidepresive toată viața mea. Timp de 3 ani îmi tot spusesem, depresia face parte din tine, îți stă în gene, nu poți schimba asta, accept-o și gata. Dar cu cât învățam mai multe despre Dumnezeu, cu atât eram mai sigură că El nu voia să fiu deprimată. Ruth îmi spusese de multe ori, nu ești nevoită să rămâi unde ești acum, Kristen. În ultimele câteva luni, viața mea se schimbase cu adevărat. Dumnezeu mă ajutase să mă las de fumat și de băut și aveam credința că El mă putea ajuta să duc o viață bună fără antidepresive. M-am hotărât să discut cu Ruth Ann despre aceasta. Doctorii mi-au spus că va trebui să iau antidepresive tot restul vieții mele. Da, știu, ți-am citit fișele. Credeți că am vreo problemă serioasă, că sufăr de vreo tulburare bipolară sau ceva de genul acesta? O priveam țintă. Nu, Kristen. Istoricul tău medical nu indică asta. Afirmația ei era simplă, dar cuvintele ei mi-au dat un sentiment de ușurare. În plus, a continuat ea, tu te cunoști cel mai bine. Crezi că e timpul să începi să te dezbari de medicamente? Într-adevăr, așa cred. M-am rugat foarte mult în legătură cu asta. Vă vine în minte vreun motiv pentru care ar trebui să continui să le iau? Nu pot să-ți spun cu certitudine, dar te poți întoarce oricând la antidepresive dacă ai nevoie. Nu cred că trebuie să le iei dacă te simți în stare să faci față vieții fără ele. Da, mă simt. Am o programare la psihiatrul meu. M-am gândit să vorbesc cu el despre asta atunci. Pare un plan bun, Kristen. Stăteam în biroul doctorului, așteptând să-mi vină rândul și gândindu-mă la ultima dată când renunțasem la antidepresive. Speram că ceea ce făceam era bine, că era ceea ce voia Dumnezeu să fac și nu doar ceea ce voiam eu. Aveam încredere că dacă Dumnezeu mă conducea în această decizie, totul avea să fie bine. Totul avea să iasă bine. Aveam programare la același psihiatru care mă internase în pavilionul de psihiatrie la ultima mea vizită. Era greu de crezut că fusesem acolo cu doar 3 luni înainte. Atâtea se schimbaseră. Suferi de psihoză periodică, Kristen. Ai nevoie de medicamentele acestea. I-am ignorat privirea. Înțeleg că dumneavoastră credeți că cel mai bine ar fi să continui să le iau. Că am nevoie de ele. Vă mulțumesc pentru opinie, dar eu vreau să încerc să mă las de ele. Mă puteți ajuta? Ce perioadă de timp ai în vedere? Cât de repede vrei să te lași? Cât de repede se poate? Mă puteți ajuta? Am repetat eu. A oftat. Da, dar chiar nu-ți recomand acest lucru. Ai să ajungi înapoi la ele înainte să-ți dai seama. Îmi pare rău, dar nu sunt de acord. Dumnezeu a ajuns să ocupe un loc mult mai important în viața mea și cred că El mă va ajuta. Ei bine, m-a întrerupt el. Cea mai scurtă perioadă pe care o recomand eu este de 60 de zile. Îți voi micșora doza la fiecare 2 săptămâni. Te vom monitoriza îndeaproape ca să vedem cum te descurci. Inima mi-a tresăltat în timp ce am bătut din palme cu mâinile în poală. De acord, sună foarte bine. Am făcut 2 programări pentru când să revin la control, după care am părăsit biroul cu o prescripție mai ușoară decât înainte. Îți mulțumesc, Doamne! Îți mulțumesc. Câteva săptămâni mai târziu am început să mă simt mai sensibilă, mai emoțională. Într-o seară vorbeam la telefon cu o prietenă și am avut o mică neînțelegere. În timp ce încercam să-mi păstrez vocea calmă, am simțit emoțiile stârnindu-se în mine. A fost ca și când ar fi crăpat un strat subțire de gheață din jurul inimii mele. Unde de durere, tristețe, alian și cunoaștere s-au amestecat și au izborât lacrimi. Mi s-a pus un nod în gât. Când o lacrimă a spart zăgazul, am realizat că nu mai plânsesem de foarte multă vreme. Cât timp fusesem sub tratament, nu-mi pierdusem doar emoțiile, ci și o parte din amintiri. Oamenii vorbeau adesea despre evenimente sau locuri în care fusesem, iar pentru mine lucrurile acelea parcă nici nu se petrecuseră. Uneori îmi puteam aminti doar o parte din ceea ce își aminteau ei. Alteori nu mi-aminteam nimic. Era ca și când aș fi umblat prin somn. Acum că eram trează, eram capabilă să simt mult mai multe și să-mi văd viața cu mai multă claritate.
Unul dintre primele lucruri pe care le-am realizat a fost cât de mult din viața mea se învârtea în jurul pastilelor împotriva durerii. Doctorii îmi spusese că aveam nevoie de ele tot restul vieții mele și mă obișnuisem să fiu cu ochii pe ceas pentru a ști când să le iau. Dacă săream o doză, simțeam imediat. Într-o zi, în timp ce venisem pentru un control la medicul specialist în durere, i-am spus că voiam să renunț la medicamentele împotriva durerii. Nu cred că se poate, Kristen. Ai trecut printr-o traumă majoră. Ți-am mai spus, vei avea totdeauna o durere cronică în trupul tău. Mi-a spus că, deși nu mă putea obliga să le iau, el îmi recomanda să țin pastilele la îndemână în caz că durerea m-ar fi copleșit. Am cerut din nou un plan care să mă ajute să mă las de medicamente, iar el mi-a micșorat dozele, amintindu-mi că la nevoie puteam să le măresc. Am simțit diferența imediat. După cum mă așteptasem, durerea era intensă, ascuțită. Era cea obișnuită, dar medicamentele în doze mai mici nu reușeau să o mascheze. Spasmele musculare erau mai puternice și durerile fantomă reapăruseră. Uneori plângeam din cauza junghiurilor, aitoma unor lovituri de pumnal care îmi străbăteau picioarele. Ar fi fost ușor să cresc doza de medicament, dar voiam să mă încred în Dumnezeu și în acest aspect al vieții mele. Ori de câte ori voiam alinare fizică, mă rugam. Știind prea bine că nu puteam face față singură, le-am cerut celor din grupul meu mic să se roage împreună cu mine pentru mine. Doamne, am nevoie de Tine. Vreau ca Tu să fii medicamentul meu de ușurare a durerii. Te rog, ajută-mă. De nenumărate ori mi-am simțit rugăciuni neascultate când durerea ceda. Săptămână după săptămână durerile s-au micșorat, iar toleranța mea a crescut odată cu credința în Dumnezeu. Când am ajuns la o altă întâlnire cu Red Ann, soarele strălucea și cerul era umbrit doar de câțiva norișori. O descriere potrivită și pentru emoțiile mele, și pentru gândurile mele. Red Ann s-a plecat înainte în scaunul ei și mi-a zâmbit. Deci, cum te-ai mai simțit? Multe s-au schimbat în bine, de fapt, dar e ciudat. De când am renunțat la antidepresive, pot într-adevăr să simt lucrurile cum nu le-am mai simțit până acum. Sunt mai emoțională. E de înțeles, Kristen. Parcă abia acum încep să fiu foarte, foarte tristă că mi-am pierdut picioarele. Mă uit la cracii pantalonilor, văd că zgoi și mă simt îngrozitor. Mă trezesc că vreau să-mi cumpăr pantofi. Kristen, eu cred că ai nevoie să-ți îngădui să fii tristă pentru pierderea suferită. Poftim? Mi-am încrețit fruntea. Ce vreți să spuneți? Eu vreau doar să fiu fericită, nu vreau să fiu tristă, adică viața merge așa de bine. Sunt momente în viață când e în regulă să fii tristă sau supărată, Kristen. Dumnezeu ne-a dat tot felul de emoții și ne face bine să le avem. E bine că nu mai ești amorțită. Eu cred că vei avea în sfârșit șansa să te eliberezi de asta, odată pentru totdeauna. A fost o povară greu de purtat, nu-i așa? Am încuvințat din cap. În următoarele câteva zile am citit din Biblie și m-am rugat. Îmi era greu uneori când mă copleșeau emoțiile, dar îmi făcea bine să știu că Dumnezeu nu mă lăsase baltă și nici nu mă va lăsa vreodată. Știam că, pe măsură ce eu continuam să-L caut, El avea să mă schimbe, să mă ajute. Doamne, ajută-mă, îndepărtează totul, toate lucrurile ce nu-și au locul în mine. Mi-am imaginat cum i-am dat Lui tristețea, rușinea și vinovăția. De asemenea, m-am gândit la mine, la persoana deprimată care fusesem până atunci. Și m-am iertat pentru alegerile mele. Trupul meu nu avea să mai fie vreodată întreg, dar sufletul meu era și am putut să mă văd așa cum mă vedea Dumnezeu. Curată, iertată, nouă. Capitolul 21. Copleșită de recunoștință. Frecventam capela de câteva luni când am auzit că după serviciul religios urma să aibă loc o întâlnire cu toți cei interesați să fie botezați. Nu trebuie să fii botezat ca să-ți dedici viața lui Isus. În schimb, este o dovadă pentru cei din jurul tău că ai ales să trăiești pentru El, a spus Brent la o întâlnire bisericească. Scufundarea sub apă e un simbol al morții față de viața ta veche, iar ieșirea din apă este ca o înviere la o viață nouă cu Dumnezeu. Nu eram sigură ce aveau să gândească părinții mei având în vedere că ei deja mă botezaseră când eram copil, dar voiam să fac tot ceea ce voia Dumnezeu să fac. Am observat că ceremonia de botez se ținea la un lac din apropiere și aveam ezitări știind că nu puteam intra cu scaunul cu rotile în apa unui lac.
I-am spus lui Brent despre preocuparea mea, iar el, fără a sta mult pe gânduri, mi-a spus că avea să mă care cineva în brațe. Eram fericită că el nu părea să vadă în asta un obstacol și, la sfârșitul întâlnirii, m-am înscris și eu pe lista candidaților la botez. După aceea, în liniștea camerei mele de zi, am început să-mi scriu mărturia. În timp ce scriam, am realizat deodată că aveam o poveste frumoasă de împărtășit. Dumnezeu lucrase la atât de multe detalii din viața mea de-a lungul anilor. Doamne, Tu niciodată nu m-ai lăsat de izbeliște. Niciodată. Inima mi s-a umplut de recunoștință. Eram recunoscătoare că îmi pierdusem picioarele. Asta, mai mult decât orice altceva, mă adusese la Hristos. Și dacă nu s-ar fi întâmplat niciodată, m-am cutremurat gândindu-mă unde aș fi putut fi. Faptul că mi-am pierdut picioarele mi-a arătat cât de mare și real este Dumnezeu. Pentru prima oară am realizat că s-a meritat să-mi pierd picioarele. Nu m-aș fi întors înapoi, nici dacă aș fi putut. Atâta amară de vreme, mă concentrasem pe o altă romanță, pe relațiile pe care le aveam în lumea aceasta, dar durerea destrămării acelor relații m-a împins într-o relație mai adâncă, mai intimă cu Dumnezeu. Aveam nevoie de ea. Mai mult decât orice, aveam nevoie de El. Îți mulțumesc, Iisuse. M-a podidit plânsul pe măsură ce scriam povestea mea, povestea lui Dumnezeu, povestea noastră de dragoste. Ziua în care am primit botezul a fost călduroasă, iar vântul adia ușor când ne-am adunat pe o plajă privată la lacul Gage. Îmi împingeam încet căruciorul cu rodile prin nisip, uitându-mă în jur la cei 40 de oameni care veniseră să asiste. Mama, tata și fratele meu Ryan erau acolo, alături de mulți dintre noii mei prieteni de la biserică. După câteva minute a fost strigat numele meu și m-am împins scaunul până la microfon. Când am crescut, am considerat întotdeauna că familia mea era mai religioasă decât celelalte familii pe care le știam. Mergeam la biserică duminică de duminică, am fost botezată de copil și am luat prima împărtășanie. Am trecut prin ritul confirmării și toate cele, dar am ajuns la 17 ani și tot nu-L cunoșteam pe Hristos. M-am oprit încercând să-mi trag sufletul copleșită de emoții. Știam despre El, dar nu-L cunoșteam în inima mea așa cum îl cunosc acum. Înainte să încep să trăiesc pentru Dumnezeu, trăiam pentru familia mea și pentru prietenii mei și pentru multe alte lucruri materiale. Nu prea ascultam de Dumnezeu, iar asta a fost un dezastru. Dar, din fericire, dezastrul care a pus capăt acelei părți din viața mea a fost exact lucrul de care s-a folosit Dumnezeu pentru a mă apropia de El. Majoritatea oamenilor presupun că mi-am pierdut picioarele într-un accident de un fel sau altul, dar dacă m-ați întrebat vreodată despre asta, știți adevărul. Pentru cei ce nu mă cunoașteți, am rămas fără picioare încercând să mă sinucid. Glasul îmi tremura. Când aveam 17 ani, am tras aer adânc în piept. M-am întins pe niște linii de tren. N-aș vrea să-i pară cuiva rău pentru mine, fiindcă Dumnezeu m-a scăpat în noaptea aceea și de atunci încoace a așezat în viața mea o mulțime de oameni care m-au adus mai aproape de El. Nu mi-a fost ușor, pentru că am trecut printr-o grămadă de operații și multă durere, dar Dumnezeu a fost extraordinar. El a așezat în viața mea câțiva oameni puternici, care mi-au oferit susținere și încurajare. Și în îndurarea Lui, mi-a umplut inima de iertare pentru a fi încercat să-mi iau viața în acea noapte. Îi sunt foarte recunoscătoare că m-a ținut aici și m-a scăpat, pentru că este o mare onoare să-L slujesc și aștept cu nerăbdare să văd cum mă va folosi în viitor. Când am terminat, pastorul Jeff și Brent au venit la mine. Mi-am încolocit câte un braț de fiecare dintre ei, iar ei m-au ridicat din scaunul meu cu rotile. Când apa mi-a ajuns la nivelul pieptului, s-au întors, astfel încât eu să stau cu fața spre toți ceilalți. M-am uitat la pastorul Jeff, care mi-a zâmbit. Kristen, ai ajuns în viața ta într-un punct în care să-ți iei angajamentul de a te încrede în Iisus Hristos și de a-L urma pe El ca Domn și Mântuitor al tău? I-am întors zâmbetul, plină de recunoștință și copleșită. Da. M-am lăsat pe spate, iar ei m-au coborât în apă și apoi m-au ridicat înapoi. Smerită și udă am ieșit din lac în brațele lui Jeff și Brent. Eram toată un zâmbet pentru că știam că tocmai făcusem ceva important, ceva ce Dumnezeu voia să fac. Relația mea cu Dumnezeu era de acum publică. Toată lumea știa că eu îmi trăiam viața numai și numai pentru El. Am stat alături de familia mea cât timp alți
15 ne-au împărtășit poveștile lor și au fost botezați. Înainte de încheierea serviciului religios, Brent ne-a condus într-un cântec de închinare. La sfârșit a rostit în microfon: dacă ești azi aici și nu ai luat încă decizia de a accepta iertarea lui Hristos, aș vrea să te rogi împreună cu mine. Toți și-au plecat capetele și au închis ochii. Pastorul a spus o rugăciune simplă și în inima mea m-am rugat pentru cei ce luau o decizie pentru Hristos în ziua aceea. Acum, dacă tocmai ați luat decizia de a-L accepta și urma pe Iisus Hristos pentru prima oară, ați vrea să ridicați mâna. Ne-ar face plăcere să vă felicităm și să vă urăm bun venit în familia lui Dumnezeu. Am văzut mișcare în dreapta mea și am întors capul. Am privit cu uimire și bucurie cum mama și-a ridicat mâna. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ceea ce faci Tu în familia mea. Îți mulțumesc pentru că ne-ai adus pe toți în acest loc. Mai târziu, în după amiaza aceea, am vorbit cu mama despre decizia ei. Mamă, sunt atât de fericită pentru tine. Am tras-o spre mine într-o îmbrățișare largă. Am observat un zâmbet pe fața tatălui meu și l-am îmbrățișat și pe el. Dumnezeu era din nou la lucru, pe căi noi și diverse. Într-o seară de marți, mi-am împins scaunul cu rotire în incinta centrului de tineret al capelei, încercând să întipăresc în suflet sporovăiala adolescenților, copilașii în permanentă mișcare și entuziasmul ce plutea în aer. Încăperea largă era plină de muzică și viață. Îmi doresc să fi știut că există un loc ca ăsta, pe când eram încă în liceu. Îmi dorisem de multă vreme să ajut adolescenți, dar acum că mă oferisem voluntară, tot felul de îndoieli și neliniști îmi treceau ca un fulger prin minte în timp ce măsuram din privire încăperea. Nu sunt cu mult mai în vârstă decât ei. De ce ar asculta ce am eu de zis? Doamne, Tu m-ai adus aici, dar eu mă simt atât de necalificată. Spre uimirea mea, adolescenții nu numai că au ascultat ce aveam eu de zis, dar m-au și îmbrățișat. Săptămână după săptămână, mi-am împărtășit viața cu ei, greșelile mele și ce mă învățase Dumnezeu începând din acea noapte de ianuarie, și s-au deschis și ei la rândul lor față de mine. În scurt timp, am început să conduc un mic grup de bobocițe. O parte dintre fete erau creștine puternice, altele erau la început de credință. În ciuda diferențelor dintre ele, toate aveau ceva în comun. Într-un fel sau altul, toate erau frânte și mă puteam raporta la ele. Îmi aminteam depresiunile din liceu și mă puteam identifica ușor cu suferința lor. Îmi dădeam toate silințele să le încurajez, dar știam că aveau nevoie de mai mult de atât. Aveau nevoie de Iisus, așa cum și eu avusesem nevoie de El. Într-o zi, pastorul de tineret mi-a cerut să-mi împărtășesc povestea înaintea unor studenți. Am ezitat la început. Singura dată când îmi spusesem întreaga poveste fusese cu prilejul botezului, dar voiam ca adolescenția aceea să știe că Dumnezeu era real și că nimic nu se compara cu a trăi viața alături de El. Poate că vor învăța din greșelile mele. Poate că n-au să aștepte să li se întâmple ceva îngrozitor ca să-și dea viața lui Hristos. Am început să vorbesc plecând de la lucrurile care contribuiseră la depresia mea și la tentativa de sinucidere, decesele, violul, sinuciderea lui Brandon, certurile cu părinții. Apoi am vorbit despre noaptea aceea. Glasul îmi tremura în timp ce le povesteam cum îmi scăpase Dumnezeu viața, cum îmi mântuise El sufletul și cum îmi transformase inima și viața în ceva ce eu nu-mi închipuisem vreodată. Toți ochii erau ațintiți asupra mea în timp ce vorbeam. În încăpere nu se auzea nici musca. Când am terminat, studenți fără număr s-au îngrămădit în jurul meu ca să discute cu mine. Inima îmi bătea cu putere. Nu mă așteptasem nici o clipă la un asemenea răspuns. Mai mulți adolescenți mi-au mărturisit că se luptaseră cu depresia și cu gândurile de sinucidere. Unii dintre ei merseseră până acolo încât chiar încercaseră să se sinucidă. Ascultându-le poveștile, am fost smerită de felul în care își deschideau inimile față de mine. Dar m-am simțit și împovărată. Îmi doream cu disperare ca toți să cunoască influența pe care o putea avea Iisus în viața lor. Nu avusesem de gând să ajung să vorbesc altora, dar după noaptea aceea, Dumnezeu m-a ajutat să văd că asta făcea parte din planul Lui. Nu a trecut mult și am început să primesc invitații de a-mi spune povestea înaintea altor grupuri de tineri și a altor biserici. Pretutindeni, oamenii erau uimiți de modul în care mă salvase Dumnezeu
și de cum îmi prefăcuse suferința în pace și bucurie. De fiecare dată când vorbeam, mă simțeam privilegiată că Dumnezeu îmi dăduse o poveste care arăta spre uimitoarea lui credincioșie. În urma evenimentelor la care țineam discursuri, lumea îmi scria adesea mesaje electronice în care îmi mulțumeau pentru că le împărtășisem povestea mea. Alții voiau să fiu prietena lor, să ies în oraș cu ei și să le ofer încurajare și sfaturi. În scurt timp, a devenit evident că nu mă puteam conecta cu toți cei ce aveau nevoie de ajutor. Nu mă puteam odihni noaptea știind că inboxul meu era doldora de e-mail-uri din partea unor oameni ce aveau nevoie de ajutor și de speranță. Mă rugam adesea în timp ce stăteam întins în pat încercând să adorm, ca Dumnezeu să-mi dea direcție. Doamne, sunt atâția oameni care au nevoie de pacea și bucuria pe care eu le-am găsit în Tine. Te rog, arată-mi calea cea mai bună de a ajunge la ei. Continuă să mă schimbi, să mă călăuzești, astfel încât să le pot arăta mai bine calea spre Tine. În noaptea accidentului meu s-a petrecut un lucru despre care nu v-am povestit, în mare parte pentru că niciodată n-am știut ce să cred despre el. I-am spus lui Ruiten într-una din ședințele noastre. În ultima vreme mă gândisem la toate căile pe care le folosise Dumnezeu pentru a mă aduce mai aproape de El, între care și noaptea aceea, pe șine. Serios? Ce anume? Ei bine, a fost ceva ce s-a întâmplat în timp ce zăceam lângă linii, după ce a trecut trenul peste mine. Am crezut că eram la un pas de moarte și... Ei bine... Ruten a așteptat cu răbdare în timp ce eu încercam să-mi adun gândurile. Îmi amintesc că am strigat după mama mea, așa cum ar face un copilaș. Apoi îmi amintesc cântecul Mărețul Har. Nu pot spune că m-a auzit propriu zis, dar în inima și în mintea mea l-am auzit tare și clar. Și în același timp am simțit o mare de pace. N-a semănat cu nimic din ce simțisem vreodată până atunci. Vi se pare foarte ciudat? E posibil așa ceva? Chipul lui Ruth Ann s-a luminat de un zâmbet. Eu cred cu tărie că este posibil, Kristen. Cred că Dumnezeu încerca să-ți vorbească și să-ți atingă inima prin acel cântec. Ca un mesaj din partea lui pentru tine. Un har măreț. Am parcurs versurile în gând. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit. De moarte m-a scăpat. Eu m-am gândit că poate voia doar să știu că el era acolo cu mine, salvându-mă. Sunt sigură că tu ai dreptate, Kristen, dar și că el nu avea de gând să-mi salveze doar viața. Am simțit că el voia să-l văd pe el în cântecul acela, că el mă atrăgea spre sine pentru ca și sufletul meu să fie salvat. Primeam o a doua șansă pe care nu o meritam, să trăiesc, să-l cunosc pe el și să ajung în rai. Ruten mi-a zâmbit. Acesta e cu adevărat un har măreț, am exclamat eu. Ador cântecul ăsta acum. Am sentimentul că e cântecul meu între mine și Dumnezeu. Mărețul har. Capitolul 22. Căi greu de imaginat. Trecuse aproape un an de la ultima internare în pavilionul de psihiatrie. Încă nu-mi venea să cred cât de mult continua să se schimbe viața mea. În timp ce mă îndreptam spre ședința de consiliere cu Ruth Ann, m-am rugat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot. Nu aș fi unde sunt sau cine sunt azi dacă n-ai fi Tu. Tot ce sunt, Ție îți datorez. Te iubesc atât de mult. Fuseseră momente în trecut când voisem să renunț la consiliere. Nu-mi plăcea că mă costa timp și bani. Dar învățasem pe pielea mea că modul meu de a face lucrurile nu prea funcționa. În loc de asta, trebuia să-L urmez pe Dumnezeu să aștept timpul hotărât de El și, în acest caz, să am încredere în judecata lui Ruth Ann. Ședința noastră a decurs ca de obicei. Am vorbit despre viață, despre muncă, despre cursurile de la colegiu, despre biserică, despre activitatea mea ca vorbitoare și despre îndrumarea fetelor mai tinere. Când ora s-a terminat, i-am scris lui Ruth Ann un cec și apoi m-am oprit, așteptând ca ea să-mi programeze următoarea întâlnire. În schimb, ea s-a uitat la mine și mi-a zâmbit. Kristen, cred că te descurci minunat. Ai parcurs un drum lung. Sunt foarte încântată de progresul tău. Eu nu cred că mai ai nevoie să vii, decât dacă tu consideri că e necesar. Serios? Am zâmbit.
Îmi făcea plăcere să știu că Ruth Ann vedea schimbările pozitive din mine. Da, eu așa cred. Tu ce zici? Ei bine, eu zic că aveți dreptate. M-am descurcat chiar bine, dar am vrut să continuu să vin atâta timp cât considerați dumneavoastră că am nevoie. Ruth Ann radia. Asta e minunat, Kristen. Vechea Kristen n-ar fi procedat așa. Îți mulțumesc. Nu, eu vă mulțumesc pentru tot. Mă simțeam de parcă mi se ridicase o greutate de pe piept. Și acum ce urmează? Ei bine, tu știi sentimentele mele față de consiliere. Nu cred că asta ar trebui să fie ultima dată când vezi un consilier, dar eu voi fi întotdeauna aici dacă vrei să vorbești. De acord, am încuviințat, încă zâmbind. Ar fi în regulă să vă dau o îmbrățișare? Când s-a plecat să mă îmbrățișeze, gândul de a nu o mai vedea pe Ruth Ann mi-a strânit emoții amestecate. Știam că era bine pentru mine să merg înainte, dar avea să-mi lipsească. Întorcându-mă să plec, am văzut un alt pacient așteptând chiar dincolo de ușă. Am mai aruncat o ultimă privire fugară înapoi spre Ruth Ann și am spus, la revedere. În timp ce îmi rulam scaunul spre sala de așteptare, am putut auzi înapoi a mea binecunoscutele cuvinte. Bună, numele meu e Ruth Ann. Dacă vrei, vino, te rog, după mine. Biroul meu e în capătul coridorului. Relația noastră se încheiase. A lor abia începuse. Mama pleca deasupra chiuvetei și mi-am îndepărtat săpunul de pe față, dorindu-mi ca apa să îndepărteze tot atât de ușor și tensiunea pe care o simțeam. Fusese o zi bună, dar lungă. Lucrasem până la 4:30 după amiază, după care servisem o cină rapidă înainte să plec la grupul meu mic. De când sosisem acasă, îmi terminasem o temă pentru cursul de teologie și încercasem să citesc câteva dintre e-mail-uri pe care le-am primit după discursul de la începutul săptămânii. Acum era trecut cu o jumătate de oră de miezul nopții și eram frântă. Mi-am șters fața cu prosopul, apoi am stins lumina. Am stat trează în pat, neliniștită la gândul că în inbox mă așteptau zeci de e-mail-uri necitite. E-mail-uri de la oameni răniți, pierduți, deznădăjduiți și deprimați. E-mail-uri care așteptau răspunsul meu. Răspunsesem la câte multe putusem, dar niciodată nu simțeam că am dat suficiente răspunsuri. Aveam nevoie să mă ajute și alții, dar cum? Când am început să frecventez Moody Bible Institute, am considerat de la sine înțeles că cea mai mare parte a lucrării mele avea să aștepte până după absolvire. Dar, cum stăteam acolo întinsă în pat, gândindu-mă la toți acei oameni care cereau ajutor, nu mai eram la fel de sigură că Dumnezeu voia să aștept. Am simțit că El voia să pun bazele unei organizații care să mă ajute să le întind acelor oameni o mână de ajutor, oriunde ar fi fost ei. Așa cum stăteam în pat, mi-a trecut prin minte numele O mână de ajutor. Îți mulțumesc, Doamne! Nici că m-aș fi putut gândi la ceva mai potrivit. În unele ce au urmat, le-am cerut familiei, prietenilor, celor din grupul mic de la biserică să se roage pe măsură ce eu făceam pași mici înspre a-i pune în legătură pe cei ce sufereau cu cei care puteau oferi ajutor. În scurt timp, oamenii au început să-și ofere de bunăvoie timpul și resursele, fiecare indicând că Dumnezeu îi călăuzea să dea o mână de ajutor. Nu a trecut mult și am înființat o pagină de web și conturi de e-mail și am început demersurile legale. Acum, mai mult ca oricând, știam că Dumnezeu voia să-mi continui instruirea misionară, dar mă întrebam cum aveam să-mi plătesc restul cursurilor dacă renunțam la slujbă pentru a prelua conducerea lucrării. Mi-am pus încrederea în Dumnezeu și am început să mă rog. Doamne, îți mulțumesc pentru modurile în care ai binecuvântat această lucrare. Tu îmi cunoști îngrijorările. Tu știi planurile pe care le ai pentru viața mea. Eu nu știu cum are să iasă totul, dar dacă tu vrei să te slujesc în felul acesta, am încredere că tu vei asigura resursele necesare în acest scop. Te rog, arată-mi cum. Răspunsul la rugăciunile mele a început cu părinții mei câteva luni mai târziu. De când frecventam capela, deveniseră și ei partea unui grup mic, și într-o seară le-au cerut membrilor din grupul lor mic să înceapă să se roage pentru banii de care aveam eu nevoie pentru a termina colegiul biblic. Grupul lor a decis nu numai să se roage, ci și să fie parte a răspunsului la rugăciuni. În ziua următoare, cei din grup au abordat oameni din comunitate și au pus la cale o strângere de fonduri. Pe măsură ce grupul a recrutat mai mulți voluntari,
Au făcut fluturași și au organizat mese și decorațiuni, au început să curgă tot soiul de obiecte în vederea unei licitații tăcute. Câțiva muzicieni s-au oferit să dea o mână de ajutor și, nu după mult timp, am început să primesc telefoane din partea unor reporteri de ziar care voiau să afle povestea mea. Seara evenimentului ar fi putut fi foarte bine și ziua anunții mele. A venit lume de pretutindeni, oameni pe care îi cunoscusem în copilărie, oameni de la slujbă, școală și biserică și mulți alții pe care nici nu-i știam și, animați de gândul de a da o mână de ajutor și de a avea un impact, cum spuneau fluturașii, toți au dat din timpul și din banii lor, din dragoste pentru Dumnezeu și pentru mine. Am fost copleșită de recunoștință. În timpul serii am încercat să vorbesc cu cât mai mulți oameni și să le prezint mulțumirile mele. Toți m-au asigurat de susținerea lor. Până și nepotul meu, Noah, de 5 anișori, s-a apropiat de mine scoțând câteva monede din buzunar. E tot ce am, Kristen, dar vreau să ți le dau ție. Ochii mi s-au umplut de lacrimi și l-am îmbrățișat strâns. Îți mulțumesc, Noah. Pentru mine și pentru Dumnezeu înseamnă enorm. Eram programată să-mi împărtășesc povestea în miezul evenimentului. Uitându-mă în jur la prietenii mei, la familia mea și la suporterii mei, mi-am dat seama că povestea mea era și povestea lor. La sfârșitul serii, se strânseseră din donații aproape $18,000. Era exact cât aveam nevoie pentru a acoperi costul studiilor pentru următorii 2 ani. Eram încântată, dar nu surprinsă. Învățam în fiecare zi că, atunci când îl urmam pe Dumnezeu, El purta de grijă pentru toate nevoile mele. Toate. Fiindcă alesesem lucrarea și colegiul biblic în defavoarea unei slujbe cu normă întreagă, îmi pierdusem speranța de a avea vreodată proteze mai performante. Mersul fusese atât de mult timp principala mea preocupare. Avusesem nenumărate intervenții chirurgicale despre care doctorii spuneau că îmi pregăteau picioarele pentru proteze. Multă vreme îmi evaluasem viața în funcție de capacitatea sau incapacitatea de a merge. Dar, pe măsură ce s-au scurs lunile și am început să-i ajut pe alții, am descoperit că a face voia lui Dumnezeu conta mai mult decât a putea merge. Chiar dacă încă mai speram să pot merge din nou cândva, a da o mână de ajutor altora și a le spune despre Iisus a ajuns să fie mai important. Într-o zi, în timpul unei vizite obișnuite la tehnicianul ortoped, Ray a intrat în sala de consultații cu un zâmbet larg pe față și ducând în mâini protezele mele. N-ai să ghicești niciodată, Kristen. Am ceva extraordinar să spun. Chiar? Bucuria de pe chipul lui mi-a făcut inima să bată mai repede. Ce anume? Îl știi pe partenerul meu, John McDonough? Da. Ei bine, John împreună cu alți câțiva s-au asociat pentru a înființa o organizație non-profit în scopul ajutorării persoanelor cu membre amputate care au nevoie de proteze de ultimă oră, dar nu și le pot permite financiar. Noi avem de gând să le oferim tot ce e mai bun, pe gratis. Ray era tot numai zâmbet. Vorbeam cu el de ună zi și ne-am gândit că tu ai putea fi primul beneficiar. Trebuie doar să completez acest formular de cerere. Am rămas mută de uimire, smerită înaintea cuvintelor lui. Dintre toți oamenii care aveau nevoie de proteze, Ray și John se gândiseră tocmai la mine. Asta e grozav. Deci, m-am uitat în fugă la formular și apoi din nou la Ray. Ce se întâmplă dacă voi fi acceptată? Ray a clătinat din cap zâmbind. Nu-ți face griji, Kristen. Vei fi acceptată. Atunci eu am să termin de prelucrat protezele. Vor fi mai bune decât îți poți tu închipui, iar costurile pe care nu le acopere asigurarea ta de sănătate vor fi suportate de organizație. Wow! Mintea mea se învătea încercând să pătrundă înțelesul la tot ce îmi spusese. E vreun șiretlic la mijloc? Scopul nostru e să ajutăm oameni de valoare ca tine să meargă din nou. Asta e tot. E o adevărată binecuvântare. Nu-mi vine să cred. Cum aș putea să ajut? Ei bine, odată ce ți-s gata protezele, ai putea să mergi. Chicotea în timp ce vorbea. Asta ne-ar face cu adevărat fericiți. Mi-am mușcat buza în timp ce realitatea mă pătrundea. Wow, Doamne! Eu fac ceea ce m-ai chemat tu să fac. Iar acum tu faci posibil să te slujesc pe tine și să am picioare? Nici prin vis nu mi-ar fi trecut așa ceva. Ești atât de uimitor.
nimic nu se compară cu tine. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc. Ședeam în scaunul meu în spatele scenei, așteptând să fiu prezentată. În ultima vreme nu vorbisem doar în Illinois și Wisconsin. Am fost invitată să călătoresc și să îmi spun povestea și în alte locuri, în Texas, Mississippi și New Jersey, ca să menționez doar câteva. Simțeam un tremur ușor în stomac, nu de la emoții, ci mai degrabă de încântare. Primeam tot mai multe șanse de a împărtăși cu alții speranța pe care o găsisem în Hristos și mulți oameni luau decizia de a-L accepta și urma și ei pe Iisus. De asemenea, Reaching You Ministry avea parte de tot mai mulți voluntari, rugăciune și susținere financiară. În sfârșit am auzit pe cineva rostindu-mi numele. În timp ce îmi rulam scaunul pe scenă, în luminile orbitoare am simțit o nervozitate familiară. Indiferent de câte ori făcusem asta, primele câteva momente nu erau niciodată ușoare. Am tras aer în piept și mi-am atras atenția că nu era doar povestea mea, ci povestea lucrării lui Dumnezeu în viața mea. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici. Am zâmbit, măsurând cu privirea audiența. Am crescut având o copilărie tipic americană și lipsită de griji. Am avut o familie grozavă și nu am trecut prin încercări sau tragedii majore în viața mea până când... Încăperea s-a cufundat în tăcere pe măsură ce am vorbit despre noaptea aceea pe liniile de tren, iar sala a izbucnit de nenumărate ori în aplauze când am pomenit despre căile pe care lucrase Dumnezeu în viața mea. Nu mă aplaudau pe mine. Îl aplaudau pe Dumnezeu pentru toate miracolele pe care le făcuse, pentru că fusese credincios și niciodată nu mă lăsase la voia întâmplării. Când mi-am încheiat discursul, oamenii așteptau la rând să vorbească cu mine. Erau acolo bărbați și femei, studenți și oameni în toată firea. După ce m-am rugat pentru o adolescentă, un bărbat mai în vârstă s-a apropiat de mine. Nu-mi vine să cred că ești în viață. Tu chiar n-aveai cum să mai fii în viață. Tonul lui grav m-a luat prin surprindere. Știu. Auzisem afirmația aceea de la atâția oameni până la el și știam că era adevărată. Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă. Nu. Nu, vorbesc serios. Tu chiar n-aveai în mod normal cum să supraviețuiești. Eu sunt mecanic de locomotivă. Înțeleg fizica unui tren și știu ce poate face. Am văzut oameni uciși așa. Mă aflam în locomotivă când alții au făcut exact ce ai făcut și tu și niciunul dintre ei n-a supraviețuit. Ai spus că a trecut peste tine un tren cu 33 de vagoane de marfă având o viteză de circa 88 de km pe oră, corect? Da, potrivit rapoartelor poliției. Kristen ar fi trebuit să fie aspirată sub trenul acela. În timp ce bărbatul vorbea, m-am gândit la senzația de aspirare pe care o avusesem la început, când trenul a trecut peste mine, apoi mi-am adus aminte de forța care mă împinsese în jos. Am simțit fluturi în stomac. Trebuie să fi fost mâna lui Dumnezeu aceea care m-a ținut la pământ, protejându-mă. Da, tu n-ar trebui să fii în viață, Kristen, a continuat bărbatul. Eu n-ar trebui să vorbesc cu tine acum. Nu sunt un mare credincios, nici pe departe, dar nu există altă explicație. Dumnezeu trebuie să fi lucrat în noaptea aceea ca să te țină cu viață. Povestea ta mi-a întărit credința. Am de gând să-i mai dau o șansă lui Dumnezeu. Capitolul 23. O speranță nebănuită. Bună, Kristen! Fac parte din personalul emisiunii de Oprah Winfrey Show. Am auzit despre povestea ta și, dacă se poate, aș dori să mă contactezi și să-mi povestești ceva mai mult despre tine. De acum, eram obișnuită să primesc cereri de a vorbi în public sau să apar în mass media, dar nu mă așteptam la asta, mai ales când eu încercam încă să-mi termin școala. Nu voia oare Dumnezeu să fiu complet pregătită mai întâi? Am înghițit cu noduri, după care am notat numărul și am pus telefonul în furcă. Wow! Am auzit eu bine? Cuvintele femeii mi se repetau în minte din nou și din nou. Am nevoie de înțelepciune aici, Doamne. E de la tine? Eu sunt încă la școală. Sunt eu pregătită pentru așa ceva? Nu mai era de mult rușine să împărtășesc cu alții despre viața și povestea mea. Adevărul era că știam că, dacă apăream la Oprah cu povestea mea,
Viața și lucrarea mea aveau să devină mult mai publice. Nu eram sigură dacă eram pregătită pentru așa ceva. Nu mă deranja faptul că oamenii știau despre viața mea. Apreciam oportunitățile de a întinde o mână de ajutor altora prin intermediul poveștii mele, dar îmi făceam griji că ar fi putut să-mi fie mai greu să termin colegiul biblic atunci când aș fi dorit eu. Echilibrul între școală și lucrare era deja o provocare. Încercasem să țin lucrurile în loc până când aveam să termin școala, dar pe măsură ce mă rugam în legătură cu asta, simțeam tot mai adânc că lucrarea nu trebuia să bată pasul pe loc. Era ca și când Dumnezeu mi-ar fi reamintit motivul pentru care mă aflam la școală și de ce înființasem Reaching You Ministry. Tocmai despre asta e vorba, Kristen. A arăta oamenilor că există speranță. Vreau să fac asta. În ziua următoare am contactat telefonic persoană de legătură de la Oprah, iar ea m-a întrebat dacă aș putea să-i spun povestea mea. I-am relatat-o și m-am simțit încurajată de răspunsul ei. Kristen, e uimitor cum ți s-a schimbat viața. Parcă ai fi o cu totul altă persoană acum, mi-a spus ea. Ținem legătura. A doua zi m-a contactat producătoarea emisiunii. M-a rugat și ea să îi împărtășesc povestea mea. Nemaipomenit, Kristen, mi-a spus ea la sfârșit, sunt interesată să te am în emisiune. Serios? Mi-a mușcat buza de jos, nefiind sigură dacă o auzisem bine. Da, plănuim să avem o emisiune despre persoane care au supraviețuit sinuciderii și care acum își folosesc a doua șansă la viață pentru a lăsa o urmă în lumea asta. Crezi că ți-ar plăcea să ni te alături? Da, cred că da. Ei bine, lasă-ne mai întâi să punem la punct câteva lucruri aici. Mai gândește-te și tu și iau eu din nou legătura cu tine. Am mai avut alte câteva conversații cu ea despre apariția mea în emisiune. Ea a discutat și cu ceilalți producători, iar eu am petrecut timp în rugăciune și vorbind cu diversi prieteni și profesori și cu familia mea despre această oportunitate. O săptămână mai târziu, am avut din nou o discuție cu producătoarea și am căzut de acord să fiu intervievată de Oprah în emisiune. În săptămâna ce a urmat, am făcut înregistrările. Cădea o ploaie măruntă când a sosit limuzina care urma să mă escorteze pe mine și pe oaspeții mei din campusul Institutului Moody, la Arpo Studio. 15 minute mai târziu am tras într-un garaj. Șoferul mi-a adus scaunul cu rotile și am coborât. M-a întâmpinat producătoarea, care m-a și condus la garderobă. După câteva minute a venit o femeie să-mi aranjeze părul și machiajul. După ce ea și-a încheiat misiunea, m-am îmbrăcat. Monitorul de pe perete îmi spunea că începea emisiunea. Așteptam să vină cineva să mă ia când era timpul să intru în scenă. Fiindcă mă simțeam ușor agitată, am cerut lui Dumnezeu să mă asigure că asta făcea parte din planul lui pentru mine. Voiam mai mult decât orice un semn care să-mi aducă aminte că el era acolo cu mine. În mai puțin de un minut, Oprah l-a zărit pe Bebe Winans în audiența studioului ei. Nu se așteptase ca el să fie acolo, dar a fost foarte încântată să-l vadă și l-a întrebat dacă ar vrea să vină pe scenă și să cânte ceva. Plin de sfială, el a fost de acord și a urcat pe scenă. Cu fața numai zâmbet, a întrebat-o pe Oprah ce ar trebui să cânte. Orice doriți dumneavoastră, i-a răspuns ea. Cu o expresie contemplativă pe chip, Bebe părea că nu era sigur ce să cânte. Apoi, ca și când nu i-ar fi venit în minte decât un singur cântec, a început. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit. De moarte m-a scăpat. Am făcut ochii cât cepele. Am rămas gură cască. Mi-am amintit de noaptea aceea pe șine. Ăsta e cântecul meu, Doamne. Știu că ești cu mine. Îți mulțumesc pentru semn. Știu că ești aici. Îți mulțumesc că umpli acest loc cu prezența ta. Te iubesc. În timp ce Bebe cânta, m-a cuprins o pace negrăită. Nu a trecut mult și personalul responsabil m-a condus spre coridorul de unde urma să intru în scenă. A rulat un material video care cuprindea o relatare a evenimentelor ce conduseseră la tentativa mea de sinucidere. În plus, erau și fotografii cu mine din anii copilăriei și adolescenței. Doi bărbați mi-au ridicat scaunul peste cele două trepte care mă despărțeau de intrarea pe platou. Apoi, am auzit introducerea lui Oprah. Trenul acela venea duduind pe șine,
iar Kristen zăcea întinsă pe ele conștientă, în timp ce 33 de vagoane de marfă i-au ciopărțit trupul. În mod normal. Ar fi trebuit să moară în ziua aceea. Dar nu s-a întâmplat așa. Ea spune că este acum aici, animată de o putere și de un scop ce întrec tot ce și-a închipuit vreodată. Vă rugăm, urați-i bun venit lui Kristen Anderson. Am tras aer în piept. Viața și povestea mea ți aparțin ție, Doamne. Te rog, folosește acest eveniment ca să salvezi vieți și să atragi oameni la tine. În aplauzele audienței, mi-am împins scaunul din coridor pe scenă. Oprah mi-a venit în întâmpinare și mi-a strâns mâna cu un zâmbet călduros. Mă bucur să te văd. Mulțumesc. Și eu mă bucur să vă văd. I-am întors zâmbetul în timp ce m-am transferat pe canapeaua ei. În timpul interviului am simțit o pace copleșitoare de la Dumnezeu. Am vorbit despre speranța care este în Hristos și despre impactul pe care îl poate produce o relație cu El. Erau cuvintele pe care și eu avusesem cândva nevoie să le aud și credeam că și ceilalți tot de ele aveau nevoie cel mai mult. Știam că Dumnezeu era cu mine și că Lui îi făcea plăcere să vorbesc din inimă. 8 minute mai târziu terminasem. Știam că lucrurile aveau să se schimbe după apariția mea la Oprah, dar nu mi-aș fi putut imagina niciodată cât de mult. Pe vremea aceea, aveam o mână de voluntari care mă ajutau cu corespondența, dar când emisiunea a fost difuzată, o săptămână mai târziu au început să curgă sute de e-mail-uri de peste tot din lume. Unele veneau de la oameni răniți care se luptau cu depresia sau cu gânduri de sinucidere. Altele de la oameni care voiau să-mi mulțumească pentru că mi împărtășisem povestea și să mă încurajeze în credință și în viața și lucrarea mea. Îmi povesteau cum le schimbase Dumnezeu viața, iar mulți îmi sugerau să-mi scriu povestea într-o carte. Citind prin e-mail-uri, unul mi-a sărit în ochi în mod special. La subiect scria: mi-ai salvat viața. Era din partea unui tânăr care îmi scria că plănuise să-și ia viața în ziua când a fost difuzat interviul luat de Oprah. După ce mama lui a plecat la serviciu, a intrat în camera de zi să pornească televizorul. Avea o armă în mână. În timp ce el căuta telecomanda, eu vorbeam despre tentativa mea de a mă sinucide și despre cum îmi schimbase Iisus viața. Ascultat în timp ce eu explicam că voiam ca oamenii să știe că Dumnezeu îi iubește, că există un motiv pentru care ei sunt aici și că au ceva de făcut aici. Atunci m-am hotărât, scria tânărul, să nu-mi mai iau viața. A fost ca și când mi-ai fi vorbit direct mie. Îți mulțumesc. Când m-am dus la culcare în seara aceea, subiectul e-mailului acelui tânăr mi se repeta în minte. Mi-ai salvat viața. Povestea de care îmi fusese cândva rușine le dădea acum oamenilor o speranță nebănuită. Numai Dumnezeu poate face asta. Povestea mea a ajutat la salvarea vieții unei alte persoane, doar pentru că Dumnezeu o salvase mai întâi pe a mea. Viață fără voia mea. Epilog. Kristen, trebuie să vorbești cu Tricia Goyer, mi-a spus prietena mea, Margaret, într-o după-amiază la prânz. O întâlnisem pe Margaret la strângerea de fonduri și de atunci devenisem prietene bune. Am cunoscut-o la dejunul de la Moody Publisher din Atlanta și am simțit că Dumnezeu mă călăuzea să-i spun despre tine, de povestea ta. A fost foarte uimită și mi-a spus că ar face plăcere să vorbească cu tine. Eu cred că ar trebui să scrieți o carte împreună. Să scriem o carte împreună? Wow! Lumea mi-a tot cerut să-mi scriu povestea. Vreau să ajut oamenii, dar nu sunt sigură că vreau să scriu o carte. Cel puțin, nu încă. Nu mă simțeam chiar în largul meu la gândul de a împărtăși toate amănuntele vieții mele într-o carte sau de a-mi face viața și mai publică. Dar adânc, în lăuntrul meu, știam că Dumnezeu chiar asta voia. Nu știam când, dar știam că nu se aștepta de la mine să îndeplinesc singur acest proiect. Numai despre tine e vorba, Doamne, nu despre mine. Tu mi-ai dat această poveste, această mărturie, ca să pot împărtăși oamenilor despre tine și să le arăt dragostea ta, harul tău, credincioșia și puterea ta. Dacă tu mă chem să fac asta acum, cu această femeie, te voi asculta. Mă încred în tine, Doamne. Te rog, arată-mi voia ta. Am vorbit cu Tricia pentru întâia dată la telefon. Am discutat și ne-am rugat împreună.
apoi individual cu privire la hotărârea de a scrie sau nu această carte împreună. Apreciam inima și pasiunea Tricei și cu timpul am devenit tot mai sigură că Dumnezeu îmi spunea că ea era autorul trimis de el ca să mă ajute să-mi scriu povestea. Tricia a simțit și ea același lucru și 2 săptămâni mai târziu am primit un e-mail. Bună, Kristen! În timp ce mă gândeam și mă rugam de una zi în legătură cu acest lucru, mi-au venit în minte câteva idei pentru deschiderea cărții. Poate ceva de genul. Capitolul 1. Eram amorțită. Vântul rece de Illinois îmi îngheța trupul. Amorțit erau și mintea mea și inima mea. Mă uimește și acum cum a adus Dumnezeu la oaltă acele prime rânduri și cum s-a închegat restul cărții. Mai sunt încă foarte multe părți ale poveștii mele care scot în evidență bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu. Îmi doresc să le pot împărtăși cu tine. Chiar dacă nu pot include experiențele acelea în aceste pagini, ele continuă să fie dragi inimii mele. La sfârșitul redactării acestei cărți, protezele mele de picioare sunt aproape gata. În curând, Ray le va finaliza și va da comandă de învelitori cosmetice pentru ele. Deocamdată exersez mersul cu ele timp de câteva ore în fiecare zi prin casă. Mai sunt momente când mă simt ca un copilaș care abia învață să meargă. Mă mișc încet și mă împiedic încercând să-mi țin echilibrul și să merg, dar știu că, în timp, trupul meu se va fortifica. Am speranța că, într-o zi, am să fiu în stare să le folosesc din clipa când mă trezesc dimineața și până când merg seara la culcare, și că voi fi nevoită să-mi folosesc scaunul cu rotile doar sporadic. De asemenea, sper că voi putea să merg fără cârje în cea mai mare parte a timpului. Îi încredințez lui Dumnezeu fiecare pas. Reach in You Ministry rămâne una dintre cele mai mari bucurii ale mele. Este un privilegiu incredibil să îndrum fete mai tinere, să vorbesc unui auditoriu foarte divers pretutindeni în țară, să dau o mână de ajutor oamenilor și să le împărtășesc speranța pe care am găsit-o în Hristos. Una din cărțile mele preferate este să interacționez cu oamenii față în față după ce vorbesc, să le aud poveștile și să îi asigur de dragostea, mângâierea, speranța și planurile pe care le are Dumnezeu pentru ei. Pe măsură ce oamenii ne-au răspuns prin intermediul paginilor de web Reaching You, Facebook și MySpace, organizația s-a extins. Am pus la punct o altă pagină de web, am instruit mai mulți voluntari și am angajat mai mult personal și mai mulți consilieri care să vină în ajutorul celor ce sunt răniți, deznădăjduiți, pierduți, mistuiți de gânduri de sinucidere și deprimați. A fost o mare încurajare să fiu o mică parte din toate acestea. Îmi place cu adevărat ceea ce fac și nu aș schimba asta cu nimic altceva. Când voi ține cartea aceasta în mâini în forma ei finală, voi fi absolvit Moody Bible Institute cu o licență în studii biblice științifice. Fiindcă doresc să devin un învățător biblic mai bun, sper să îmi pot continua educația la o școală postuniversitară creștină în următorii câțiva ani. Mi-ar plăcea ca într-o zi să fiu implicată într-o lucrare misionară, să mai scriu câte ceva, să mă mărit și să am copii, precum și să obțin un titlu de doctor. Vom vedea ce planuri are Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care mi-ar plăcea să le fac, dar sunt încă în căutarea voii lui Dumnezeu și a timpului rânduit de El pentru toate. Nu-mi doresc nimic mai mult decât să stau alături de El, în centrul voii sale. În toată existența, n-am găsit loc mai bun. Dragă cititorule, nu știu pe unde ai fost, ce ai făcut sau ce ți s-a întâmplat, dar un lucru știu. Dumnezeu te cunoaște și El te iubește tot așa cum mă iubește pe mine. Amândoi ne putem baza pe prezența Lui, pe dragostea și pe mângâierea Lui, pe iertarea și pe călăuzirea Lui, oriunde ne-am duce și orice am face. Eu am fost nevoită să învăț lecția aceasta pe propria piele, dar sper că tu nu vei fi. Dacă nu te alegi cu nimic altceva din această carte, sper că ea ți-a arătat măcar că Dumnezeu este real. Dacă ea ți-a picat în mâini fiindcă te frămânzi cu ideea sinuciderii, sper că povestea mea ți-a arătat că există întotdeauna speranță. Sinuciderea nu e niciodată răspunsul. Există o speranță nebănuită și viață în Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, viață fără măsură. Rugăciunea mea cea mai arzătoare este să începi și tu să ai ce am eu.
o relație personală cu El. Nimic nu se compară cu a-ți trăi viața alături de Dumnezeu și Fiul Său. Dacă nu-L cunoști, dacă niciodată n-ai luat decizia de a accepta personal iertarea și conducerea Lui, te încurajez să iei această decizie. Biblia spune că nicio persoană care și-a pus nădejdea în El nu va fi vreodată făcută de rușine. N-ai nimic de pierdut, doar mult de câștigat. Te rog, nu lăsa din mâine această carte până când nu știi că ești în regulă cu Dumnezeu, că ai fost iertat de păcatul tău și că vei petrece eternitatea în rai. Dumnezeu este de necrezut și ne iubește și ne dă mai mult decât i-am putea noi cere sau decât ne-am putea închipui vreodată. Datorită Lui, eu am iertare, speranță, bucurie, în ciuda a ceea ce am făcut. Datorită Lui Iisus, eu am viață. Nu am realizat ce înseamnă ea până când aproape că mi-am aruncat-o la gunoi. Dar acum sunt recunoscătoare pentru fiecare zi. Este o zi pe care am șansa să o petrec cu Iisus și cu cei pe care El i-a adus în viața mea. Mă simt atât de binecuvântată. Mă rog să descoperi și tu o viață ca aceasta. Viață din abundență. Viață veșnică. Mereu cu drag, Kristen. Cuvânt de încheiere din partea mamei lui Kristen, Jane Anderson. Oricât de greu ne-a fost după tentativa de sinucidere a lui Kristen, am fost extrem de recunoscător că mai era în viață. Ne-am simțit norocoși să mai primim o șansă la viață împreună cu ea. Știam că, în mod normal, n-ar fi supraviețuit și că Dumnezeu a salvat-o cu un scop. Este uimitor să o văd acum. Mă simt mândră și foarte binecuvântată. Timp de un an și jumătate înainte de tentativa lui Kristen de a se sinucide, am încercat să îi oferim ajutorul de care avea nevoie. Doctorii ne-au spus că suferea de pe urma stresului și anxietății, dar n-au folosit niciodată cuvântul depresie. Am ascultat de ei și le-am urmat cu sfințenie instrucțiunile, dar în sinea mea știam că trebuia să fac ceva mai mult pentru a ajuta fiica, doar că nu știam ce anume. Abia mult mai târziu am descoperit că erau atât de multe lucruri pe care eu nu le știam. E greu de crezut că și-a înnebușit toate sentimentele. Atunci când Kristen a rămas toată noaptea în oraș în ajunul anului nou, nu știam unde se afla. Când a venit acasă a doua zi dimineață, la ora 10, tatăl ei și cu mine doream să o facem să înțeleagă că purtarea ei ne îngrijora la modul serios. Soțul meu și cu mine aveam nevoie de timp să ne gândim la următorul pas. La momentul acela, să o pedepsim părea lucrul cel mai potrivit. Kristen nu a fost încântată de decizia noastră. În ziua următoare am găsit un bilețel pe care mi-l lăsase mie. Mamă, am nevoie să ies la o plimbare. Trebuie să-mi limpezesc mintea. Mă întorc repede. La început, n-am văzut nimic rău în asta. Mi-am închipuit că avea într-adevăr nevoie să-și limpezească mintea, dar câteva ore mai târziu, când încă nu ajunsese acasă, m-am suit în mașină și am străbătut tot orașul în căutarea ei. M-am uitat în sus și în jos pe străzi și am verificat chiar și parcul. Am văzut ceva galben și m-am gândit că era jacheta ei, dar nu era decât capacul unei cutii de gunoi. De acum, aveam un sentiment că ceva nu era în regulă. M-am dus acasă să văd dacă nu cumva sunase. Și atunci am auzit sirenele. Probabil vreun accident de mașină la câteva blocuri distanță. Apoi a sunat telefonul. Era o prietenă de-a lui Kristen de la serviciu. Auzise că cineva încercase să-și ia viața la liniile de tren. M-am rugat în inima mea să nu fie fiica mea. Luminile de lanterne au aprins tot cartierul în timp ce mă grăbeam spre parc. Polițiștii și cadrele medicale alergau grăbiți încoace și încolo. Mi-am oprit privirea asupra unui ofițer de poliție care ieșea din mulțime. Doamnă, îmi pare rău, dar nu vă puteți apropia de șine. Fiica mea trebuia să fie acasă, dar nu e și sunt îngrijorată. M-a întrebat cum era Kristen îmbrăcată și i-am spus. Sigur a știut că era ea, dar nu mi-a spus nimic. În schimb, s-a dus să vorbească cu superiorii lui.
Până s-a întors el, mi se alăturase și soțul meu. Ar trebui să mergeți la secția de poliție pentru mai multe informații, ne-a spus polițistul. Secția de poliție se afla destul de aproape. Când am ajuns acolo, un ofițer a sunat la spital. Se vedea pe chipul lui că nu erau vești bune. A pus telefonul în furcă și s-a întors spre noi. Era fiica dumneavoastră. A supraviețuit, dar și-a pierdut ambele picioare. Piciorul drept i-a fost tăiat mai jos de genunchi, iar stângul deasupra genunchiului. O duc chiar acum în sala de operații. Am intrat în stare de șoc. Mă durea inima. Kristen se afla în operație, iar eu nu eram acolo. Datoria unei mame este să-și protejeze copiii. Ea avea nevoie de mine, iar eu nu eram acolo. Gânduri chinuitoare îmi treceau ca săgețile prin minte. Ce am făcut? Ce nu am făcut? Am fost prea strictă. N-am fost destul de strictă. Ce mi-a scăpat? De ce n-am știut? Cum o să se descurce fără picioare? Cum va face față? O să mai încerce? O parte din mine nu voia să creadă și își dorea să se trezească din acel coșmar. Abia când am văzut-o pe Kristen întinsă în sala de terapie intensivă, totul a devenit real. A fost copleșitor să-mi văd frumoasa fiică de 17 ani fără picioare. Am vrut să facem schimb de locuri, să îi iau durerea cu mâna, să-i dau picioarele mele. Abia puteam suporta să o văd în suferință și să nu pot face nimic pentru ea. Nu voiam ca fetița mea să fie nevoită să treacă prin așa ceva. Era mult prea tânără. După cele întâmplate, nu mi-am închipuit niciodată că ceva atât de tragic s-ar putea transforma în ceva atât de frumos. Multă vreme, Cristă s-a tot întrebat de ce o salvase Dumnezeu. Eu voiam doar ca ea să fie fericită. Voiam să fac tot ce-mi stătea în putere ca să o ajut. Dar acum îmi dau seama că orice aș fi spus sau făcut, eu nu o puteam face fericită. Ea avea nevoie să-și tragă bucuria din Dumnezeu. Odată ce a început să trăiască pentru Isus, să învețe cine este El, să se bisuie pe El și să înțeleagă că El voia o relație personală cu ea, El a transformat-o. Iar acum ea este o sursă de inspirație pentru mulți. De asemenea, și familia noastră a fost transformată. Înainte de toate acestea, ne crescuserăm copiii așa cum fuseserăm și noi crescuți. Mergeam la biserică și la școala duminicală. Copiii noștri au fost botezați de mici și au primit confirmarea în clasa a noua. Ne rugam înainte de culcare și de fiecare masă, dar nu știam că există ceva mai mult de atât. Uitându-mă înapoi, îmi doresc să fi avut un cămin mai centrat pe Hristos. Nu știam că puteam avea o relație personală cu Isus. Prin toate acestea, toți din familia noastră am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod nou și diferit. Dar Kristen este cea care a plătit prețul. Încă mă doare inima știind acest lucru. Soțul meu și cu mine suntem foarte mândri de fiica noastră. Este puternică, fericită și plină de bucurie. Nimic nu-mi aduce mai multă fericire decât momentele în care ea vorbește despre Dumnezeu și despre ce o învață El. Are o strălucire aparte ce răzbate din lăuntrul ei atunci când povestește. Ca părinți, nu putem fi întotdeauna alături de copiii noștri. Mi se frânge inima de fiecare dată când Kristen își spune povestea, mai ales atunci când povestește că după ce s-a tras de pe liniile de tren a strigat după mine. Era atât de aproape, chiar peste stradă, și eu nu știam că ea era acolo. Dar Dumnezeu a știut și El a fost acolo cu ea. Ceea ce a învățat Kristen este un mesaj pentru noi toți. Fiecare dintre noi ne putem baza pe Dumnezeu pentru puterea și înțelepciunea de fiecare zi. El ne iubește necondiționat. Doar Isus ne poate schimba și salva viața. Semne că o persoană se gândește la sinucidere. Are o înfățișare deprimată sau tristă în cea mai mare parte a timpului. Nu are speranță pentru viitor. Se simte deznădăjduită, neajutorată, lipsită de valoare sau că este prinsă ca într-o capcană într-o anumită situație. Are sentimente excesive de vină sau rușine. Vorbește sau scrie despre moarte sau sinucidere. Se închide față de familie sau prieteni. Acționează nesăbuit sau din impuls. Suferă o schimbare de personalitate sau în privința obiceiurilor de somn și a celor alimentare.
manifestă interes scăzut față de majoritatea activităților. Suferă schimbări dramatice de dispoziție. Renunță la posesiuni care îi sunt dragi. Scrie un testament. Are rezultate slabe la locul de muncă sau la școală. Are accese de mânie sau de furie. Face abuz de droguri sau de alcool. Are un comportament autodistructiv. Se urăște pe sine. Dacă îți faci griji că o persoană cunoscută este deprimată sau suicidară, mai întâi ascultă-o. Profită de fiecare oportunitate pentru a o face să vorbească deschis cu tine despre frământările și sentimentele ei. Ai răbdare, fii înțelegător, arată empatie și acceptare. Dacă ea spune că urăște viața, că nu mai poate continua așa, că se urește pe sine, că vrea să se sinucidă, că vrea să moară sau ceva asemănător, ia în serios cuvintele ei. Iar dacă nu o spune în cuvinte, dar o spune prin acțiunile ei, ascultă și ia-le în serios pe acelea. Nu te îndoi de seriozitatea situației, a persoanei sau a faptelor de care este capabilă. Nimeni dintre cei ce m-au cunoscut pe mine nu s-au gândit vreodată că aș putea încerca să-mi iau viața și totuși asta am făcut. Iar studiile arată că majoritatea celor care s-au sinucis au indicat altora că se aflau într-o disperare adâncă cu săptămâni sau luni înainte de moarte, manifestând o parte dintre aceste semne de avertizare. În al doilea rând, oferă-i ajutorul tău. Îndeamnă pe orice persoană care dă glas unor gânduri de sinucidere să apeleze la ajutor profesional din partea unui doctor sau unui consilier, de preferat din partea unui consilier creștin. Dacă persoana în cauză se află într-un pericol iminent, sună imediat la 112. Nu o lăsa singură până când nu sosesc ajutoare. Sunt prea multe în joc. Comportamentul suicidar este un strigă după ajutor. Oricine este încă în viață, chiar dacă are inclinații sinucigașe, vrea de fapt să trăiască. Atunci când cineva vorbește despre sinucidere, dând glas unor sentimente de deznădejde sau manifestând alte semne de avertizare, acea persoană cere, de fapt, ajutor. În al treilea rând, fii preocupat de acea persoană. Pentru toți e important să avem un punct de sprijin și să știm că există cineva căruia îi pasă de noi. Toți avem nevoie de oameni care să ne iubească, să ne încurajeze, să ne ierte și să rostească adevărul lui Dumnezeu în viețile noastre. Ajută acea persoană să intre în legătură cu o biserică, cu un grup de părtășie sau cu un grup de susținere și fii cel mai bun prieten care poți fi. Nu te aștepta ca lucrurile să se schimbe peste noapte și nu te teme. Ia fiecare zi pe rând. Bazează-te pe Dumnezeu și caută la El ajutor și călăuzire. El te va binecuvânta pe tine și pe persoana de care îți pasă.